Buonasera a tuturor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție de podcast CSS Live. Fix aici, pe comunitatea suporterilor steriști sau CSS, cum îi mai spunem noi. Bună seara încă o dată tuturor, bine v-am regăsit, am început un pic mai târziu cu ediția aceasta, pentru că, așa cum spuneam și data trecută, avem și noi unele treburi de rezolvat în viața privată, pentru că, cu toate ca firmă unică, noi suntem plătiți, ce să vezi, noi suntem, mai trebuie să și muncim ca să supraviețuim, să facem și ceva bănuți, pentru că emisiunea asta ne costă pe toți. Bun. Am ales să intitulăm emisiunea de astăzi cu un citat dintr-un film al lui Sergiu Nicolaescu, și anume Cu mâinile curate. De fapt, nu este un citat, este un titlu de film. Și a sunat bine. A sunat bine pentru că a sunat bine. Am început săptămâna asta cu toții, să zic așa, un pic tensionați. Unii dintre noi s-au mai și enervat. Recunosc că sunt unul care s-a enervat extrem de mult. Și mă refer aici la interviul pe care Daniel Oprița l-a acordat postului Steaua TV. Și de ce spun chestiunea asta? De ce spun că a fost un început de săptămână tensionat și pentru unii o presărat așa cu niște nervi? Pentru că l-am ascultat cu toții pe Daniel Oprița, cum ne-a spus verde în față că vrea să facă transferul și nu sunt bani. A spus că vrea să ducă echipa în cantonament și nu sunt bani. Și stăteam cu toți așa și ne uitam la YouTube, la Steaua TV și ne întrebam dacă trăim în secolul ăsta, dar clubul nostru este Steaua. Chiar stăteam și ne uitam așa, na. Eram un pic rupt de realitate, adică nu știu cum v-ați simțit voi, dar în momentul în care aștepți să vezi transferul, aștepți să vezi că echipa se întărește pentru barajele de promovare. Aștept să vezi cum oamenii de acolo, în mod normal, ar trebui să se implice. Ce să vezi? Pauză. Da? Toate așteptările noastre au fost dărâmate precum un castel de domino, în momentul în care Oprița a dat acel interviu la Steaua TV și ne-a spus adevărul în față. Da? Mai cu perdea, mai cu neperdea, dar ni l-a spus în față. De atunci și până astăzi, până în momentul acesta în care am pornit emisiunea, s-au întâmplat lucruri. Steaua a transferat doi atacanți, despre care nu știm nimic sau cel puțin nu știu ce Dumnezeu îmi spune cineva că nu merge chat-ul pe YouTube și asta. Nu știu ce am putea noi să facem. O să încerc să scriu un test. Da, văd că la mai merge chat-ul pe YouTube. Nu știu ce se întâmplă dacă într-adevăr. Da, nu, uite, merge. Merge. Deci înseamnă dați un refresh la pagina dacă nu funcționează chat-ul pe YouTube. Ok. Bun. Revenind. Spuneam că așteptările noastre au fost dărâmate precum niște piese de domino. Și între timp s-au întâmplat lucruri de luni până sâmbătă și stau acum foarte bine, am spus mai devreme, a transferat doi atacanți despre care nu știm mai lucruri, dar atâta timp cât Daniel Oprița și Cufane Nofitovici i-au adus la echipă, înseamnă că sunt valoroși sau cel mai corect, ca să fim corecți, înseamnă că au nevoie de ei. Bun, ce s-a întâmplat de luni până sâmbătă? Sau de luni până joi, să zicem. Păi, de exemplu, a făcut Steaua liberă emisiune în care i-au tocat pe micuți mărunt, mărunt, cum era și normal să se întâmple. Noi am vorbit cu diverse personaje, am vorbit în stânga și în dreapta, cu suporteri, atenție, cu suporteri. Da?
Și se pare că mesajul nostru, care suna ceva de genul abia așteptăm emisiunea de sâmbătă ca să începem să dăm la ficăței și să ne apucăm de micuți, se pare că a ajuns prin birourile Stelei. Foarte bine, dacă a ajuns. Foarte bine, domnule. Uite, chiar o să mai discutăm și o să mai spunem așa cam ce avem de gând să facem pe la emisiune, pentru că asta s-a întâmplat luni, marți. Ne întrebau ascultătorii noștri, adică voi, suporterii, ne întrebați ce o să discutăm în următoarea emisiune și noi toți eram chitiți pe ideea că trebuie să ne apucăm de micuți pentru că nu se poate. Pentru că nu se poate. Și de ce spun chestiunea asta? Pentru că, vedeți voi, noi, suporterii Stelei, suntem niște oameni inteligenți. Niște oameni care mai știm să și citim, niște oameni care înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și să vii să ne spui tu, conducerea Stelei, că, bă, băieți, știți, nu sunt bani de transferuri și nici de cantonament. Bă, e trist, pentru că, ce să vezi, nu te credem, nu vă credem, că sunteți mai mulți. Și nu vreau să-l nominalizez doar pe comandantul colonel Hâncu. Pentru că nu e doar dumnealui acolo, sunt mai multe personaje. Și să vii să ne spui prin vocea lui Oprița, care se vedea clar că este dezamăgit și așa mai departe, să vii să ne spui că, bă, băieți, știți, noi avem un meci important, avem două baraje foarte importante, trebuie să terminăm și pe locul întâi, dar știți, noi avem bani de transfer, nu avem bani de cantonament. Dumnezeu știe dacă mai avem bani și de apă, poate și un bani de o, nu știu, abar n-am, de un masaj sau și le mai trebuie jucătorilor pe acolo, că nu sunt antrenori, nu mă pricep. Dar să vii să ne spui tu, conducerea Stelei, că nu există bani, bă, nu vă credem. Am o cel mai serios. Și de ce vă spun? Că nu dăm două considerente. Unu, suporterii Stelei, așa cum sunt ei, da? S-au strâns un pic la buzunar și prin intermediul asociației, cum este și firesc, prin intermediul AS47, au donat o sumă, mă rog, au sponsorizat, pentru că ăsta este termenul corect, au sponsorizat echipa de fotbal a Stelei. Adică, cu alte cuvinte, niște suporteri au pus niște bani prin intermediul asociației, care asociația AS47 a virat respectiva sumă pe care suporterii au strâns-o, au virat-o în conturile clubului. Atenție, da? Atenție, banii respectivi erau pentru echipa de fotbal. Toate bune până aici. Păi ce ar fi trebuit să se întâmple? Păi domnul comandant Hâncu ar fi trebuit să-l cheme pe George Ogăraru și să-i spună, băi, George, vină încoace, uite, suporterii noștri au sponsorizat echipa de fotbal cu suma asta. Uite, ăștia sunt banii, îi aveți la dispoziție, vorbește cu Daniel și așa mai departe. La rândul lui Ogăraru ar fi trebuit să întâlnească, dacă ar fi avut acești bani în cont strict pentru echipa de fotbal, și sunt convins că sunt banii acolo și înțeleg că într-un final o să fie bine, da? George Ogăraru ar fi trebuit să întâlnească cu Oprița să-i spună, băi, Daniel, ce ai nevoie? Păi, uite, trebuie să-i plătesc salariul, uite, m-am înțeles cu jucătorul X, cu jucătorul Y, trebuie să le plătim salariul, am nevoie de bani de cantonament și ar fi avut pulul ăsta de bani. Asta e unul, da? Dar vorbim și de celălalt pul, vorbim de bugetul Stelei, care bugetul Stelei nu este chiar mic și nu poți să ne vii să ne spui, știți că, mă, băieți, suporterii Stelei, da, știți că guvernul ne-a mai tăiat sau ne-a mai dat sau, dragi bălțați, habar n-am, nu știu dacă li s-a micșorat bugetul sau nu pe anul ăsta, dar chiar și așa, în ipoteza în care bugetul Stelei s-ar fi micșorat, da, guvernul ar fi zis, bă, e pandemie, dragi bălțați, și, nu știu, vă dăm mai puțin cu 2 milioane de euro sau cu 3 milioane de euro, habar n-am. Da, un exemplu. Nu zic că s-a întâmplat așa, pentru că nu avem, cel puțin noi la Comitatea Sportului Stelei, nu avem astfel de informații, deci mergem pe ideea că bugetul ar fi 24 de milioane ca anul trecut. Însă chiar și așa, if, da, facem o buclă, if, dacă ar fi fost un buget mai mic anul ăsta datorat pandemiei, pentru că, na, te gândești că undeva e firesc, păi bă, atunci domnul comandant Hâncu
în poziția dumnealui, ar fi trebuit să înceapă să dea niște telefoane firma X, firma Y, investitorul Y, investitorul Z, să vorbească în stânga, în dreapta. Bă, băieți, uite, suntem Steaua, avem, facem chestia asta, vrem să promovăm în Liga 2, uite, avem stadion nou, avem posibilitate de făcut reclamă, bla, bla, bla. Steaua este un brand, cel mai mare brand din România, etc. Adică despre ce vorbim? Și ar fi trebuit să găsească niște investitori ca să ajungem să avem bani de transferuri, să avem bani de cantonament, de apă și așa mai departe, de echipament. Da? Deci nu poți, tu, conducerea Stelei, să vii să ne spui nouă, suporterilor, că bă, băieți, nu există bani. Că n-ai cum să spui chestia. Nu vă credem încă o dată, oameni buni. Voi trebuie să realizați, că știu că ascultați emisiunea asta, cum ascultați emisiunile tuturor celor trei entități de suporteri steliști. Oameni buni, lucrurile nu merg așa. Da? Lucrurile nu merg așa. Voi trebuie să înțelegeți că lucrați pentru, atenție, subliniez, lucrați pentru cel mai mare club din estul Europei. Lucrați pentru clubul care a câștigat UEFA Champions League. Deci nu poți, n-ai cum să vii să ne spui nouă, suporterilor, care nu suntem puțini, da? Să vii să ne spui că nu există bani de transferuri sau nu există bani de cantonament. Sau că stai să vezi că nu plecați în cantonament, că e zona albastră, zona mov, zona gri, bălțat, zona covidată și etc. Să poate, mă, băieți, trebuie să înțelegeți. Și la modul cel mai serios vă spun, eu sunt o voce, dar în spatele nostru sunt mulți alții care gândesc la fel. Puteți să veniți să ne fluturați așa un steguleț alb. Să ziceți, bă, băieți, piua, că nu există piua. Nu există piua. Asta trebuie să înțelegeți. Trebuie să înțelegeți că vă duceți dimineața la muncă și că în momentul în care intrați în birourile alea, este o onoare să lucrați la clubul ăsta. Asta trebuie să înțelegeți. Da? Cam despre asta este vorba. Între timp, am spus, s-au făcut două transferuri. Înțeleg că mai sunt doar de perfectat niște înțelegeri că echipa va pleca în cantonament, în afara țării. Foarte bine. Deci iată că se poate. Da? Deci dacă noi am vorbit pe aici pe acolo și am anunțat ce planuri avem pentru sâmbătă asta, dacă Steaua Liberă a făcut emisiune, probabil că, așa cum noi avem informații, au și băieții de la S47 și sunt preconvins că n-au stat cu mâinile în sân, da, și au discutat omenește, civilizat, cum de altfel să face și este corect să facă. Deci iată că dacă se pune puțină presiune pe acești băieți care lucrează în clubul Steaua, iată că se pot rezolva niște lucruri. Da? De asta am numit emisiunea din această seară cu mâinile curate, pentru că ăsta este sentimentul nostru în momentul de față vis-a-vis de conducerea Stelei. Conducerea Stelei care nu-l include doar pe colonelul Hâncu, ca să fim clari. Că nu, încă o dată, nu doar dumnealui e Dumnezeu acolo, deși dumnealui are o putere foarte mare. Da? Nu intru în discuții politice, că nu e cazul, noi aici discutăm sport și nu, politică nu este treaba noastră. Înțeleg, uite, Adrian Sece ne spune că atacantul francez este destul de bun. Să dea Dumnezeu așa să fie. Așadar, începem cu mâinile curate, pentru că spuneam că ăsta este sentimentul nostru vis-a-vis de conducerea clubului. Clubul s-a spălat pe mâini și a făcut mânuțele curate, s-a dezinfectat de COVID prin faptul că s-au perfectat două transferuri și prin faptul că echipa o să plece în cantonament. Nu vă spunem faptul că săptămâna asta am avut mai multe informații din mai multe direcții, din cauza asta vi le comunicăm, informații pe surse sau neoficiale, precum că Daniel Opriț ar fi vrut niște jucători, s-ar fi înțeles cu respectivii, însă, din păcate, da, nu s-a mai putut perfecta transferul respectiv. Transferurile, că au fost mai multe.
Din diverse motive. Eu știu, noi știm motivele, ni s-au transmis, dar nu e fair play să le spun. Dar cert este că acolo undeva în birou ceva s-a rupt. Da? Oprița a negociat 1-2 jucători și pe urmă undeva în birouri lucrurile s-au rupt. Doamne ajută! Eu zic că e bine. Adică pe principiu, ce să muncim noi, bla bla bla. Bun, o să discutăm despre toate astea neamănunt în emisiunea de astăzi. O să citesc un pic chat-ul, după care o să vreau să-l ascultăm un pic pe Fane, pentru că are ceva să ne comunice, dar întâi să salutăm un pic chat-ul. Îl salutăm pe Nego Smart Home, pe John John, pe Adrian Sece, Alex47, Red Blue, Vasile Moldovan, AlexCSA47, Daniel Mărăcine, Luca Laurențiu. Îl salutăm pe colegul Ursu, Raul Șut ne spune că Oprița mi-a dat impresia unui viitor sumbru. Bine, hai să zicem că lotul e de ajuns pentru promovare și abia la vară să vă face investiții mai masive, poate și cu un sponsor mai bun, să dăm mai dăm o șansă. Nu e vorba de dat șanse, au toate șansele din lume. Încă o dată, problema noastră este că cineva încearcă să ne aburească, ca să spun așa. Stă cu un fier de călcat în mână și dă drumul la abure așa, pac, 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 pac. Despre asta e vorba, că nu poți, încă o dată, nu poți să ne spui nouă sporterilor Stelei că Steaua nu are bani. Steaua, dacă nu are bani, Steaua poate să facă rost de bani. E atât de simplu. Îl salutăm și pe Bucur Bogdan. Vă salut pe FB, pe Facebook nu mai pot să scriu că am comentat undeva Panteră. Ok. Îl salutăm pe colegul Tony. Îl salutăm și pe Cătălin Ion. Bound for Glory este și el alături de noi și ne întreabă dacă mai sunt bani de eclere la club. Păi nu știu, dar poate și de pișcoturi, cred că mai sunt. Colegul Tony vă anunță pe YouTube că comunitatea sporturilor steliști există și pe Twitter de săptămâna asta. Găsiți pe YouTube și o să-l rog pe Tony să scrie și pe Facebook adresa noastră de Twitter. Îl salutăm pe Mihai Freestyle, pe Night-ul Treabă, Adi Duru, Vlad Popescu. Adi Duru ne întreabă cum intru la voi. Scrie-ne pe Facebook cumva. Scrie-ne pe Facebook și îți dăm un link de Skype. Ai nevoie de Skype și nu doar tu, toată lumea, toți suporterii care vor să intre cu noi. Instalați-vă Skype-ul, scrieți și vă dăm un link de Skype. Îl salutăm și pe Cosmin Cosmin. Să vedem pe cine mai trebuie să salutăm. Pe Red and Blue, jucătorii ar trebui vaccinați anti-Covid pentru a nu avea parte de surprize neplăcute în timpul campionatului. Nu știu dacă se pot vaccina încă, chiar nu știu cum e legea asta, habar n-am. Mihai Freestyle ne spune felul următor, pe Sfântul Ograru a spus cu gurița lui că nu o să avem prea mulți bani anul ăsta din cauza stadionului care cipe o gaură neagră, dezastru, e băiatul ăsta, e regret enorm că a fost adus. Eu nu regret că a fost adus George Ograru, mi se pare un om extrem de important, mi se pare un om cerebral și mi se pare singur om care are un proiect la Steaua și singur om care muncește pe lângă Daniel Oprița și Fane Nofitović și evident pe lângă domnul colonel Talpan. Bucur Bogdan ne spune că atacantul venit de la Chiajna este precum un țânc, o să vedeți că nu zic prostii. Nu știu ce înseamnă asta, e bun, nu e bun, habar n-am. Habar nu am. Raul Șut ne spune că Ograru e tocmai opusul dezastrului. Ok. Mergem și pe Facebook, îl salutăm pe Alex Bebereche, Maier Vasile, Liviu Stanciu, Daniel Stan, Mihnea CSA, Constantin Nicolae, Cristian Grigorescu, îl salutăm și pe Claudiu Mitru. Claudiu, am văzut că ne-ai scris pe comunitate, o să-ți răspundem după emisiune. Am fost super ocupat pe mine. Îl salutăm și pe Gigi Andrei, pe Andrei Marin, Andrei Niță, Cristian Grigorescu, Gabi CJC, ne spune și el, Liviu Stanciu, oho, domnul Adi Cibotaru, salut, 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 salut. Ne spune în felul următor, vezi că bugetul are de suferit din cauza stadionului, a declarat și Ograru, clubul trebuie să mobilizeze stadionul și multe alte lucruri care trebuie să făcute la stadion, plus că este anul olimpic. Ok, încă o dată. Înțeleg perfect aceste variante, aceste ipoteze, sunt perfect convins că sunt adevărate, dar
Steaua poate să producă bani și din altă parte, din afara statului român. Da? Steaua poate să atragă sponsori mulți. Doar că cineva trebuie să muncească ca să vorbească cu oamenii aia. Pentru că mai avem o informație. Sunt companii care au trimis 2-3 mail-uri, s-au avut ceva discuții cu clubul Steaua și brusc s-au oprit. Adică oamenii așteaptă niște răspunsuri pe mail de luni de zile. Da? Trebuie să muncim. Nu-i critică nimeni. Sau, mă rog, să o ia ca pe o critică constructivă. Nu vrea nimeni să... Noi, la Comunitatea Suporterilor Steliști, ne dorim ca în fiecare emisiune să spunem, da, domne, comandul Hâncu este ce trebuie, iubește Steaua și face lucruri bune pentru Steaua. Nu spunem de Florin Talpan. Până nu îi oprește nimeni pe ceilalți în conducere să facă lucruri bune pentru Steaua și cum îl lăudăm pe Florin Talpan și îl susținem, de altfel îi susținem și pe ei, da? Că o să-i lăudăm și pe ei, o să spunem, da, domne, X, Y, Z, conducerea Steaua, da, domne, felicitări. Da, să-i vedem că fac ceva, oameni buni. Să-i vedem că fac ceva. Nu să vii să ne spui, mai n-avem bani. E simplu, nu? N-avem bani, haideți mă acasă. Mergem cu toții acasă. Îl salutăm și pe Leahu Adrian. Băi, dar ceva pozitiv să vorbește la emisiunea asta? Dar s-au vorbit foarte multe lucruri pozitive. Dar tu ce vrei acum? Să nu observăm realitatea? Să fim pe pace, așa, să zicem, da, domne, las. Hai că nu promovăm nici anul ăsta, nici peste 2 ani, nici peste 3 ani. Adi, lucrurile sunt simple, Adrian. Noi vedem că se întâmplă lucruri și le discutăm, că de-aia suntem suporteri. Dar cu ce să facem? Ce să facem? O să vezi ce se întâmplă pozitiv imediat. Doar să blamăm și atât. Nu blamăm. Încă o dată, nu blamăm. Vedem lucruri care se întâmplă și le discutăm și le analizăm. Acum ce să facem? Să nu mai gândim? Spune tu. Ce am putea să facem? Să nu mai gândim? Eu pot, trebuie să gândesc. Da? Nu pot altfel. Suntem pe primul loc. Ce altceva mai vreți? Ce altceva mai vrem? Păi ce vrei și tu azi? Performanță la Steaua. Tu nu vrei performanță la Steaua? Nu, și te întreb. Ești suporter Stelei. Vrei să facă Steaua performanță? Că noi vrem. Sunt convins că și tu vrei. Dar văd că unii nu prea vor. Sau cel puțin nu își dau interesul. Despre asta este vorba. Ok. Fane e și el cu noi. Îl salutăm pe Nicu Burcea, cu tradiționalul Dinamo. Multă uie Dinamo. Te pup, Nicule, numai bine. Florin Marinel ne scrie și el. Stoica, Alex, salută pe toată lumea, Ionuț Lungu. Nicu ne spune că sportivii din loturile naționale se pot vaccina. Doamne ajută! Doamne ajută să se vaccineze toți și să avem performanțe atât la Tokyo, cât și la fotbal și la restul de sporturi. Pentru că, până la urmă, asta vrem cu toții, cum îi spuneam și lui Adrian mai devreme, asta vrem cu toții, vrem performanță la Steaua, performanță la fotbal, la hockey, la handball, la basket, pentru că de-aia suntem Steaua și de-aia suntem Steaua să țintim primul loc, să fim pe primul loc mereu. Că dacă nu ne-am numit Concordia Cheja, așa am stat pe liga, habar n-am. Dar suntem Steaua. Și noi trebuie să facem tot posibilul să fim pe primul loc la orice sport. Eu așa știu, așa am crescut eu în spiritul Stelei. Dacă unii dintre voi au văzut altfel acest spirit al Stelei, n-am nicio problemă. Absolut nicio problemă. Cineva ne întreabă dacă Lece intră în seara asta la emisiune. Nu știu, momentan Lece n-a dat niciun semn de viață. Dar probabil dacă o să fie disponibil, cu siguranță intră. Adi Duru, se poate intra cu voi live? Dacă nu am Skype, nu. Fără Skype nu se poate, îmi pare rău. Trebuie Skype. E simplu de instalat, îl descarci de pe App Store sau de pe Google Play. Joi mai avem amical cu Cluj și dacă da, aveți idee la ce oră este? Nu știu, bănuiesc că da. Dacă a fost anunțat de club, bănuiesc că o să jucăm și amicalul respectiv. Bun, o introducere cam lungă. Am vorbit singur aproape 20 de minute. Fix, o iau pe urmele lui Lece. Ușor, ușor. Pe urmele lui Lece, mă duc. Vreau să-i salut pe colegii mei. Auzi, salut. Steliști. Am și o întrebare pentru tine.
Tu ce rol îi joci? Comisarul moldovan sau miclovan? Și cine e Paraipan pe care trebuie să-l urmărim? Băi, nu știu. Poți să mă gândesc până la emisiune? Da, te las. Iar referitor la băieții care spun că criticăm, să știți că noi nu ne-am propus să criticăm așa numai de a critica sau noi în primul rând vrem să unim tot ce înseamnă suporterul stelist, să devenim puternici ca suporteri și dacă devenim puternici ca suporteri, nici ei din conducerea clubului nu o să-și mai permită să facă lucruri de mântuială sau un lucru de fațadă. Deocamdată asta se întâmplă. Nu suntem radicali cum sunt cei de la Steaua Liberă, este alegerea lor, dar noi nu putem să fim mironici. Înțelegi? Înțelegeți? Deci noi ne spunem părerea, opinia, uite, Adrian ne combate și zice că da, poate are și el dreptate, dar noi trebuie să totuși suporterul stelist, spre deosebire de alți suporteri, adică vă dați seama la cine mă refer, suntem mai inteligenți decât suporterii ăialalți. Înțelegeți? Și atunci putem discuta cu cărțile pe masă, putem discuta lucruri serioase care țin de club și mai mă repet încă o dată, noi avem o problemă cu așa zici ziarici și nu cu bovinele sau ovinele, pardon, că noi nu putem să ne coborăm la mintea lor și de aceea vă rog pe toți ca să distribuim toate postările publicate de noi, de AS47, de Steaua, de ce se ia Steaua, cum se numește pagina, Steaua TV, Steaua Liberă, și să combatem într-adevăr, aici ar trebui să fim foarte activi pe ziarele astea, așa zise, ziare, ProSport, Sport.ro, JSP-ul ăla și Fanatic și acolo, unde efectiv suntem făcuți în toate felurile și clubul de aici este și supărarea lui Lucian și cât și supărarea mea este că pe lângă faptul că nu se vede nimic, nu știu cum, noi steliști așteptăm altceva, vrem că se mișcă lucrurile, vrem ca să nu mai fim terseliți și făcuți în toate felurile de toți copywriterii și toți neaveniți. Aici vrem, asta vrem să facem. Iar faptul că noi putem discuta și în contradictor este foarte bine, pentru că nu putem să fim așa, cum să spun, să lăudăm Partidul și Popor sau cum se numește, cum era pe vremea lui Ceaușescu. Nu, pentru că le facem singur rău. Asta nu înseamnă că deci noi nu avem, aici trebuie să înțeleagă cei din conducerea clubului, nu avem nimic personal cu domniile lor. Nu, chiar nu avem. Chiar mi-aș dori să mă întâlnesc, că m-am întâlnit de multe ori cu domnul comandant pe la meciuri, pe la și am stat de vorbă. Nu, nu avem nimic personal. Eu cel puțin și mulți dintre voi avem problemă că nu, avem o problemă cu faptul că nu există transparență. Ok, înțeleg că e unitate militară și nu putem să... Dar văd că nu se mișcă lucrurile. Se vaită că noul stadion va înghiți o sumă, un buget mare. Păi, când s-a construit, tu nu te-ai gândit că acel stadion trebuie treținut și trebuie să faci toate demersurile, să ai sponsor, să ai tot când se deschide, să... ăia deja să fie prezenți cu reclame prin interior sau pe exterior. Deci nu văd... Asta este rolul conducătorului. Conducătorul este pus acolo să conducă, da? Să managerieze. Dacă ei... Eu vă spun sincer,
Eu așa cred. Ei își fac pur și simplu prezența, vin dimineața, dau cafeaua, semnează cu indica sau cartela ce au ei pe acolo, la ora 4 pleacă și cam atât. Cam așa se vede. Pentru că nu văd, să zicem, dacă la fotbal, să zicem, că nu se vede mai nimic, nici la celelalte sporturi. Și tot o dau cu olimpii și cu ăsta. Dragii mei, toți sportivii ăștia care merg la olimpiadă, mai ales la sporturile individuale, ei se pregătesc în privat. Se folosesc, să zicem, cei de la scrimă, se folosesc de sală. Dar ceilalți, cam în privat se antrenează. Deci clubul, numai că, de exemplu, o să vă dau la tenis. Ce Begu sau Ana Bogdan se antrenează în terenul ăla de tenis din incinta clubului? Nu. Da, dar vezi tu, Gabi, că domnul comandant, și încă o dată o să zică lumea că avem ceva cu el și că... Nu avem nimic. Nu avem nimic. Păi, singura chestie e că vrem să-și apere, în primul rând, să apere blazonul stelei și uniforma militară pe care o îmbracă. Bănuiesc că cu mândrie, na? Când aia s-a făcut ofițer. Asta vreau să spun. Dacă vin ăștia și fac mișto de tine, ziariștii, când ăia de la FRF fac mișto de tine, când ăia de la LPF, bă, ca celebrul basketbalist, văd că a spus o chestie, că FCSB nu e Steaua și că Steaua e Steaua. Da, dar uite, apropo de tenis, Gabi, am văzut acum înainte de emisiune, căutam un fundal pentru emisiune, deși ăsta pe l-avem acum place foarte mult, dar căutând un fundal am găsit o poză, nu știu cât de recentă, habar n-am, cu comandantul stelei, da? Și era flancat de Ana Bogdan, de Irina Begu și de, zic că îmi scapă numele, cealaltă sportivă a noastră, de Michi Buzărnescu. Buzărnescu, da. Bă, foarte frumos! Bă, mi-a plăcut poza aia. Sincer, aș fi vrut să o folosim ca fundal la emisiunea din seara asta, că mi-a plăcut poza. Foarte bine, sportivele stelei, ne mândrim pe ele. Bă, dar de ce nu se antrenează în Ghencea? Că avem antrenori de tenis. Și balon. De ce? Asta este. Și tot o dăm cu olimpiada, cu asta și... Și cu olimpiada. Foarte bine, dar... Dar... Sportivează singuri. Ei? Adică totul are, adică totuși suntem clubul cu cel mai mare buget din România. Asta e clar. Că avem și bine. Avem și multe secții pe care trebuie să. Da, domnule, deci dacă Steaua trebuie să cumpere un bob care costă cât costă pentru fetele alea două care fac performanță, dar să cumpere Steaua bob. Nu nicio problemă să le cumpere sănii, schiuri, tot ce au nevoie de. Da? Și la să cumpere Steaua și la handball ce au nevoie, și la basket ce au nevoie, și la handball, și la polo, și la fotbal, și la bob, și la toate sporturile pe care le avem acolo, dar să cumpere. Să le spui că nu ai bani în condițiile în care tu ai un brand care valorează, bă, cât, poate cât țara asta valorează. Păi te duci și spui, bă, vreau să fac nu știu orice. Trebuie să fie imposibil să nu găsești sponsor care să-ți aducă bani când te numești Steaua. Pentru numele lui Dumnezeu. Da, okay, înțeleg. Înțeleg că stadion consumă bani. Dar, bă, frate, fă-l să producă bani. Da? Că e Steaua, poți. Da, dacă ne plimbăm cu barca pe valuri și ne uităm că avem o bijuterie și nu știm să o valorificăm. Da. Uite, cu Burcea spune că este foarte, foarte importantă. 24 de milioane de euro au avut buget pentru club. Nimic nu au făcut. Sportivii pe individual se pregătesc la lot sau singuri. Sunt doar legitimați la Steaua. Indemnizații, susținere Ciuciu, baze de antrenament Canci. Și asta gândește că ăștia sportivii noștri care sunt la sporturile de iarnă se antrenează în străinătate. De aici adevărat că sunt costurile mai mari. Da. Că noi în România nu mai avem nici condiții meteo, nici... Ei se antrenează cei de la sporturile de iarnă afară, e firesc. Dar echipa de handball nu se antrenează afară.
Asta așa este. Nici măcar echipa de hockey nu se antrenează afară. Echipa de fotbal pleacă într-un cantonament. Uite, Mihai Freestyle spune felul următor: când suporterii dorm, toate nenorocirile se întâmplă. Și la DDB s-a dormit peste vară și s-au trezit cu explocul de Cortaserul. Da, DDB, chestia aia, nu mă interesează Dinamo. E, din punctul meu de vedere, Dinamo e o mizerie. Sunt rivalii noștri, așa este, dar nu-i suport și nu vreau să vorbesc despre ei. Vreau să vorbesc despre clubul Steaua. Pentru că asta este durerea noastră. Pentru că, așa cum a spus și Lece și foarte bine a spus, nu se face nimic. Nu. Nimic. Da, și uite, săptămâna asta este dovada. Atâta timp cât s-a pus puțină presiune, că s-a pus foarte puțină presiune, nu mult. S-a pus puțină presiune, uite că s-au făcut și transferuri și înțeleg că se mai fac transferuri. Ne confirmă și Bogdan Bucur că o să mai vină jucători, să avem puțină răbdare. Foarte bine, este bine. Uite că se poate pleca și în cantonament. Da, dar de ce trebuie să punem noi presiunea asta? Mică. Că a fost o, încă o dată, repet, a fost o presiune mică săptămâna asta. De ce trebuie să facem noi toate chestiile astea? De ce trebuie să facă Steaua liberă emisiune și să dea în conducere? De ce trebuie să venim noi aici să vorbim despre lucrurile astea? Când am putea să spun, bă, ce bine este la Steaua, uite, fotbaliștii noștri pleacă în cantonament, handbaliștii se descurcă și au tot ce le trebuie. A cumpărat domnul Bob pentru fetele alea două și la tenis bă, și acolo stăm bine, Michi Buzărnescu vine în Ghecea și se antrenează. Bă, aș vrea să vorbesc chestiile astea, credeți-mă că mă dor. Dar vreau să mă duc în Ghecea, să văd sportivii Stelei cum se antrenează, cum se pregătesc. Din păcate, cred că merge asta cu n-avem bani, adică nu merge. Da? Da, știi care e chestia? Că uite, ne ia toți la mișto, nimeni nu reacționează decât noi suporterii și au indus așa o... Au și alți oameni care nu sunt steliști, sunt din omul, ce aia, bă, sunteți jucați prin Liga Satelor, ce echipă mai sunteți voi acum, ce e Steaua, ce... Înțelegeți? Și toată presiunea asta media și discreditarea care se face asupra clubului, normal că dăunează. Că ei asta umblă, vor să umblă imaginea Stelei. Echipa armatei, nu avem tankuri, dar avem secție de fotbal. Deci tot felul de chestii de astea care sunt penibile, adică, cum să-mi spun eu, n-ai văzut mai nou și chestia asta, adică nu, m-a durut rău de tot să spună ăștia din presă că Gigi Becali a câștigat Cupa Campionilor European. Deci, băi, nu se poate. Deci, că am ajuns așa de bătaie de joc ăstora din presă, încât, băi, nu mai suport. Le-am umplut plagine cu mus de ciocolată, deci au un tupeu fantastic. Înțeleg că e clar că vine zerul și brânza din altă parte, dar bă, chiar așa, să nu luăm, să nu ia nimeni nicio atitudine, să fim umiliți în halul ăsta. Chiar așa, nu mai se scrie nici nimic despre, din 10 știri pe care le dau ei acolo pe Facebook, pe ce dracu dau, 9 sunt despre un anume, o clonă de echipă și un fariseu. Chiar așa, da. Adică, noi suntem proștii proștilor. Păi datorită nouă ăsta, fariseu ăsta, avea nu știu câte puncte de juca el cap de serie. Nu datorită nouă, datorită lui Lăcătuș, datorită lui Iovan. Nu, datorită mă refer la Steaua, la clubul Steaua, nu mă refer la mine, la tine sau da, la... Datorită fotbaliștilor care au stat în teren și au făcut performanțe, inclusiv după 90. Exact. Datorită lui Ciocoi, datorită lui Claudiu Răducanu. Da? Despre ce vorbim? Și da? Mai învăț și din ăștia, din fotbaliști ăștia care totuși am pretenții să spună că ăla e... În fine, deci asta pentru mine am și zis că este un subiect închis, n-am cu cine să... nu mai duc muncă de lămurire cu nimeni. Au trecut aproape 6 ani de zile în care fiecare trebuia să se lămurească.
ăia e indecis și eu nu înțeleg de ce sunt indecis. Bă, te naști, când te naști, na, devii creștin ortodox, catolic, nu știu ce. Și fă-mă, dacă devii suporter, păi nu schimbă echipa așa. Doi ani țin cu Steaua, trei ani cu Dinamo, patru ani cu Craiova și revin. Nu, este elit, păi este elit până la capăt. Ce înseamnă indecis? Păi e ca în sketch-ul ăla lui Bendeac cu Robi Roberto, știi? Că la un moment dat făcea, săptămâna asta sunt Robi Roberto FCDB, că joacă mai bine decât FCSB, știi? Da. Cam așa stau lucrurile, dar bine, nu despre asta vorbim. Uite, hai să mai citim niște comentarii, pentru că sunt unele foarte interesante. Mr. Penny Bill, l-am despărțit eu, spune în următor, pentru deschiderea stadionului plus ceva bani de extra, s-ar putea negocia cu o firmă mare să-și aducă numele la numele stadionului. Corect, este evident că se poate, sunt atât de multe lucruri pe care se pot face, dar nu trebuie să le facem noi suporterii, încă atât. Andrei Rațcu, sau Ratcu, spune în următor, pe Facebook suntem Steaua, ar trebui să bată sponsorii pe noi, dar nu se mișcă nimic, nu se dă interesul, nu știu de ce. Chiar dacă în liga, noi trebuia să avem sponsori să se puncte pe tot ce e în liga întâi actualmente. Așa este. Așa este. Andrei are foarte mare dreptate. Da? Deci suntem Steaua, sponsori, mai ales că avem bijuteria asta de stadion, că e un magnet pentru sponsori. Da, vezi tu că și cu sponsorul ăsta să stai de vorbă, să negociezi, să stai la masă, întâlniri peste întâlniri, da? E de muncă. Nicu Burcea spune în felul următor, au spus că fac la poalele stadionului săl de antrenamente pentru judo, box, karate, schimbă, au făcut nimic, fac magazin cu floricele și hot dog vineți. Să plece. Puncte, puncte. Încă nu este ora, nu este lectura 24 ca să îl cităm pe Nicu, dar nu zic să plece. Nu, zic să muncească, să-și facă treaba. Pentru că de-aia sunt plătiți acolo, de-aia sunt funcționarii Armatei Române, să-și facă treaba. Da? Gabi, ești de acord cu mine să ne oprim un pic din discuția asta? Între timp o să apară și Lece, că e un pic ocupat și o să întârzi un pic. Păi da, sunt prefane cu la interruptiv. Despre asta vorbim. Hai să lăsăm pe Fane, pentru că noi mai avem timp de vorbit până la miezul nopții. Să lăsăm pe Fane să ne povestească despre ce o să facem în viitorul apropiat și despre ce cauză are el, sau mă rog, nu el, ce cauză o să facem sau ce acțiune o să facem în viitorul foarte apropiat. Fane, ești cu noi? M-am pierdut pe Fane. Am furat o fată pe asta. Când și-a tras poza aia cu Fane. Salut, băieții, stați liniștiți, mă, că sunt aici, nu vă faceți voi probleme. Credeam că de când ți-ai făcut poza aia cu bunăiera, au sărit toate fetele pe tine. Da, cu Rebu, frumos, băieții noștri. Da. Salut toți băieții, toți steliștii din seara asta. Și am, stați așa un pic, ca până o să începem cu ce vreau eu să vă spun, am intrat și eu, fără să-mi dau seama un pic, pe YouTube. Și spune așa domnul Mihai Freestyle. Te rog. Ce, la emisiunea de joi de la Gigi Sport, Vali Mortal a fost impresionant când a aflat, și fii atent aici, paranteză, nu de la Ogrado, care este paralel cu orice. Bă, băieți, voi vă auziți ce vorbiți, mă, tată, voi vă auziți ce bătesc câmpii? Păi veniți, mă, voi și preluați voi secțiile de sport și de toate astea și faceți voi mai mult decât pot face alții, da? Când e să aruncăm cu pietre, ca să nu zic cu altceva, hai să ne gândim de două ori înainte, da? Că mulți preferă să arunce cu pietre. Eu aș fi făcut aia. Păi de ce nu faci tu, bă, stelistule, care te dai tu stelist? Da? Ce faceți voi pentru Steaua, fraților? Că noi suntem obișnuiți să stăm cu mâinile în buzunar, să mâncăm semințe sau cu degetul în nas, mă, fraților. Întotdeauna cineva trebuie să facă ceva pentru noi. Implicați-vă, bă, oameni buni. Făceți ceva, dați voi dovadă că sunteți capabili și atunci o să le puteți dovedi și celor din jurul vostru că ați avut voi dreptate. Dar până să ajungeți la stadiul ăla, nu mai aruncați cu pietre, mă, oameni buni.
că întotdeauna ne-am mulțumit noi ca nație, ca români, să vină altcineva să facă ceva pentru noi. Așteptăm pe făt frumos să vină pe un unicorn sau pe un inoroc de la morții de calul ăla cu cornul în frunte să facă ceva pentru noi, în timp ce noi stăm cu mâinile în buzunar și mâncăm semințe la coțul blocului. Băi, oameni buni, amă, frate, ne trezim și noi vreodată în viața asta? Întotdeauna a fost mai bine să facă altcineva ceva ce am fi vrut noi să facem, dar noi am stat în casă după perdea și am arătat cu degetul. Deci eu nu mai suport, mă, fraților. Cât de bine, bă, deci dacă a picat netul, suntem nimeni, mă, nu mai știe nimeni de noi, mă. Am ajuns să ne plângem ca niște pizde pe net, mă, fraților, la colțul blocului. Dar nu facem nimic să luăm atitudine ca să ne meargă mai bine. Întotdeauna a fost mai bine să aruncăm vina sau pisica moartă în curtea altuia, mă. Ăla e de vină pentru, tot, pentru toate neplăcerile noastre. XY este de vină. Bine, mă, și voi ce faceți, mă, suporterilor? Băi, oameni buni, bă, nene, suntem suporteri de carton. Acceptați-vă, acceptați-vă realitatea. Ăștia suntem. Ne-am obișnuit pe internet, da? E mai bine să dăm cu rahat în unul și în altul decât să ne acceptăm situația că noi nu suntem capabili, frate, sau nu mai putem face nimic. Ăștia suntem noi. Îmi cer scuze, dar am intrat și eu fără să vreau pe YouTube, frate. Și văd ce discută oamenii. Faceți, mă, fraților, voi ceva, luați atitudine, da? Ieșiți din bula aia de comoditate și faceți voi ceva, mă, fraților, ca să ne meargă bine la toți, da? Să aducem clubul acolo unde ar trebui să fie. Dar nu mai arătați cu degetul, mă, că ăla e vinovat și ăla e vinovat. Bun, nu suntem aia perfecți, toți avem o vină. Și noi ca suporteri, și conducerea, și mulți alții, da? Hai, mă, să încercăm să facem ceva, să schimbăm ceva, mă, fraților. Că dacă o să tot arătăm cu degetul, o să rămânem de căcat, mă, fraților. Nu o să ne mai ia nimeni în seamă și o să nu ne mai plângem în cazul ăsta. Să nu ne mai plângem că ne merităm soarta. Plus că mai este o chestie, pane. Mai este o chestie referitare la Ungăraru. Și tu știi că... Băi, Luciane, îmi cer mii de scuze că intervin peste tine. Ungăraru a venit ieri la 4 fără un sfert, fraților, în clubul ăsta, da? A preluat ce nu a funcționat până acum sau ce nu a fost până acum. Academie, scaun și alte alea. Am să avem un pic de răbdare, mă, fraților, cu el, că o să devenim niște micuți Gigi Becali și noi. Vrem totul peste noapte. Adică dacă am avut răbdare cu Bixi, cu Boroi, cu toți nebunii și cu toți ăia cu tare, bă, de ce n-am avea, mă, răbdare și cu Ungăraru, mă, frate, care să, în paranteză, noi l-am pus, noi suporterii, frate, am pus presiune, da? A nu se uita chestia că noi am pus, eu și restul, am pus presiune ca Ungăraru să fie angajat la Steaua, pentru că este unul dintre noi, da? E născut, crescut în curtea Stelei. Mă, fraților, chiar vrem tot așa peste noapte. Ce aveți, mă, ne-am luat o razna cu toții. Nu uitați că suntem echipă departamentală, da? Noi atârnăm la un telefon, la un mail, la capitanul, la generalul, la colonelul cu tare să dea acceptul ca să se întâmple nu știu ce în curtea noastră. Bă, voi nu mai țineți cont și de chestiile astea. Mereu am spus-o. Dacă eram chiajna, voluntari, nu mai știu ce, o echipă patronată de unei ca nimeni, era mult mai ușor. Băi, suntem echipa armatei, frate. Țineți întotdeauna cont de faptul că la noi nu se pot întâmpla peste noapte cum am vrea noi. Da, și eu vreau să se întâmple multe peste noapte. Dar asta e, suntem echipă departamentală deocamdată. Asta înseamnă să fii structura armatei. Da, Luci, Joachim, vorbește tu, te rog. Vă salut și eu, băi. O secundă, Adi, te salut. Asta vreau să spun, Fane, că este nedrept să deja să vorbim despre George Ungăraru când omul abia a ajuns în club. Mă, ce ușor e să aruncăm cu pietre, bă, frate. Bă, cât de ușor e să aruncăm cu pietre. Lăsați-l, mă, oameni buni, să vadă și el cu ce să mănâncă. Că, na, omul a vrut să vină la Steaua. Lăsați-l să se acomodeze, să vadă despre ce e vorba, ce buget are. Să întinde cât e plapuma, frate, să nu iasă picioarele afară, că știi de ce? Tot noi o să-i sărim în cap după aia. Și e greu, nene, să împaci și capra și varza, și MAPN-ul și suporterii.
Că doar, ce dracu, că doar suntem toți de aceeași parte a baricadei, mă. Hai, mă, să avem răbdare și cu el, mă, fraților, până la urmă. Că nu cred că bat Câmpii eu în seara asta. Chiar dacă da. Sunt eu prieten cu el, frate. Eu încerc să stau strâmb și să gândesc drept. Lăsați-l, mă, frate, ușor să vadă și el cum stă treaba și probabil o să ne explice. Bă, fraților, asta se poate, asta nu se poate. Că asta înseamnă echipa armatei, MAPN, Armata Română. Asta înseamnă. Da, omul ne-a spus-o clar atunci când a fost invitat la noi în emisiune. Ne-a spus-o clar că Steaua nu avea în timpul mandatului un centru de copii și juniori, ci o academie. Asta este deja un pas foarte mare. Este un proiect enorm. Este un plus pentru noi, fratele meu. Uitați că omul nu este o trompetă care a jucat în Liga 4. Bă, nene, totuși, e o grăru. A fost unde a fost. Are o licență. Exact. Care nu și-a luat-o la Mogoșoaia. Hai să ne înțelegem, da? Licența pro care și-a luat-o de antrenor, nu și-a luat-o la Mogoșoaia, frate, și-a luat-o la Academia Ajax. Stai, mă, să ne înțelegem, ce naiba, nu ne mai vedem lungul nasului acum. Da? Am să-l lăsăm să-și facă omul treaba, să vadă unde să scaldă, să ne măsurăm cuvintele, să vedem și noi, să fim un pic înțelegători și cu el. Adică dacă am fost cu alții înaintea lui cu el, de ce n-am avea, mă, răbdare, mă? Pe bune, mă, fraților. Exact, despre asta e vorba. Dacă l-am lăsat pe Petre să mănânce pișcoturile sau fursecurile ce am mâncat el acolo, dacă am avut răbdare și cu Bixi, dacă am avut răbdare și cu Hâncu, atâtea luni de zile cu comandantul Hâncu am avut răbdare, mă, trebuie să avem și cu George. Pe de altă parte, fane, dar vezi, critica asta are un rol și presiunea asta pusă mai în cantitate mai mare, în cantitate mai mică, și are rost, pentru că vezi, tu ai spus foarte bine. George Ogrălu a venit datorită puse de suport, datorită nou, pentru că voi ați fost acolo în stadion, da? Voi câțiva din brigăzi, AS47 l-a susținut să ajungă în club, noi la CSS l-am susținut să ajungă toți, în club. Toți, mă, toți l-am susținut, Pocăra, da. Frate. Toți, toată peluza sud a vrut să vină la Steaua, frate, că e un plus pentru noi, e plus valoare pentru noi. Dar ce nu înțeleg că proiectul probabil o să ne dea nouă socoteală, dar una peste alta, noi, Sudul, am vrut să vină. O secundă, ce naiba acum? Ce, ne sucim peste noapte? Stai așa că nu e bine, că ne-am sucit, noi n-am fi vrut să vină. Bă, dar de ce ar trebui, fane, să punem noi presiune să, ca virgulă, clubul Steaua să angajeze un profesionist cum e George Ogrălu? Pentru aici că aici suntem echipă departamentală, sună telefoane, circulă mail-uri, le stricăm apele. Am oameni buni, ce naiba vorbim noi aici? Că nu ne-am născut ieri, da? Și știm foarte bine ce se întâmplă în jurul nostru. Comandantul trebuie să-și vadă de funcția lui, de salariu și de pensia lui. Nu vrea să deranjeze. Noi suntem la mijloc. Trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Dacă nu punem presiune, nu o să se întâmple nimic. Și mai am o vorbă. Dacă nu faci nimic, nimic nu se întâmplă, bă, oameni buni. Asta, țineți minte ce vă spun. Dacă nu faci nimic, nimic nu se întâmplă. Exact. 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 Despre asta este vorba. Atâta timp cât noi punem fiecare presiune... Fiecare își trage jarul pe turta lui sau bomboanele pe coliva lui. Asta e vorba de bătrâni, da? Fiecare e cu jarul pe turta lui, frate. Da? Deci noi acum trebuie să ne descurcăm cu ce avem. Încercăm să aducem, să atragem lângă noi, să aducem clubul Steaua acolo unde este locul, ca toți să ne mândrim, să ajungem acolo unde am fost și unde este locul nostru, da? Toți vrem cei mai bine sau cei mai buni pentru clubul ăsta, de acord. Dar nu trebuie să mai repetăm greșeala care am făcut-o în trecut, să ne bazăm pe o singură persoană și să-i acordăm încredere. Într-adevăr, acum suflăm și în iaurt, și în ciorbă, și în ce-o mai fi. Bun, dar nici să terfelim sau să ne batem joc de ăia care reușesc să vină și să ne ajute, frate. Hai, mă, nene, să nu mai aruncăm cu pietre. Asta era ideea. Aveți, mă, oameni, bun, răbdare cu toți, pentru că, băi, vă mai zic încă una. Nici Dumnezeu n-a făcut pământul într-o noapte, frate. I-au trebuit 7 zile. Hai, mă, să avem răbdare, mă, și cu ei. Ce da, asta era ideea. Asta mă deranjează, frate. Vrem totul peste noapte. Suntem fix niște Gigi Becali mai mici. Exact. Oștia. Și dat pietre, altul cu pietre, nu se oprește doar la Ogrălu. Într-adevăr, am stat în Liga 4 nemeritat de mult. Știm și asta. Nu le trecem cu vederea.
Dar acum nici nu putem, frate, să tragem la răspundere sau să fim paranoia cu oricine vine și ar vrea să facă ceva în clubul ăsta, să nu-i acordăm puțină încredere. Dar, nu, dar ce se poate reproșa lui Ogăraru? Ce se poate reproșa lui Ogăraru până acum? Păi spune ce. Intrați pe YouTube și citiți pe acolo ce mai scriu oamenii. Dar chiar trebuie să le facem. Nu eu personal. Am citit fără să vreau. Am intrat și eu pe YouTube că n-am avut ce face. Na, și... Dar persoana respectivă știe ce face Ogăraru în club de comentează? Eu personal nici măcar nu-l cunosc pe Xulescu ăsta, pe Mihai Freestyle ăsta, free ciofiel. În fine, cred că părerea mea deja asta are rost. Și e, plus, e păcat să avem altele de discutat, bă, băieți, mult mai importante în seara asta, credeți-mă, că altfel n-aș fi intrat în direct cu voi. Exact. Și profit, chestia care ai spus-o tu cu schimbarea asta. Nu intră lege care fratele meu nevorbit și ăla dacă vorbește s-a ales praful să duce emisiunea, o terminați la 2 dimineața. Doar să am acceptul și să-mi spuneți când sunteți pregătiți ca să vă spun noul proiect și v-am lăsat. Deci eu nu vreau să vă țin mai mult decât ar trebui, că o să aveți și voi altele mai importante de făcut în țara asta. Fare, zi-ne despre ce este vorba. Zi-ne despre acțiunea asta care o să o facem curând. Bun. Am discutat cu băieții de la Shadows. Ai noștri de la Hunters și grupul noi și vrem să facem o acțiune în județul Caraș-Severin, în, mai bine zis în satul Ineleț, din Munții Cernei. E un documentar care a fost pe TVR1, Izolați în România. Băieți, credeți-mă că de 10 ani de când fac voluntariat au reușit să mă, după ce am vizionat documentarul ăsta, am rămas un picuț așa în genunchi. Când am zis că le văd și le cunosc pe toate și nimic nu mă mai poate mișca, uite că s-a întâmplat acum. E vorba de vreo 88 de suflete care trăiesc izolate în munți, nu mai ajunge cam nimeni la ei pentru că n-au cum. E greu să vă zic, dar în fine, am să încerc să mă rezum foarte scurt. Deci oameni de care nimeni nu se mai interesează, n-au curent, sunt vai de capul lor săraci. Când te duci într-un sat cu copii defavorizați, bolnavi, e ușor, oprești mașina, cobori din ea și intri în asociații sau în unde sunt ei cazați. Aici e vorba că sunt în vârful muntelui, tati. Sunt decât ei cu bunul Dumnezeu și cu lupii, cu urși și ce mai îi înconjoară pe acolo. Vreau să ajungem la ei, să încercăm să le ducem și noi atât cât putem. E vorba de alimente cu perisabilitate foarte mare, orez, fasole, legume, ceva care expiră foarte greu, pentru că nu o să le poată mânca ei pe toate. De asta și am zis să facem o acțiune, din, cum să zic, mai de bun simț așa, adică nu trebuie să ne activăm foarte tare ca la Părintele Tănase sau la Brădeț sau în alte părți, pentru că aici e vorba de traseu, deci ca să urcăm până la ei vom primi ajutorul, am primit asigurări de la băieții din Salvamont Mediaș că ne vor ajuta, dar ca să ajungă până la ei trebuie să ocolească muntele, deci e ceva mai de suflet așa, nu mai e ca celelalte acțiuni care erau făcute pășes, liniștit, frumos, coborâm din mașină și mergem acolo. Aici e ceva mai de suflet așa și de condiție fizică. Acțiunea va avea loc pe data de 6 și 7 martie. E vorba de județul Caraș-Severin, deci sunt undeva la 10 ore de mers până acolo, în satul Ineleț din Munții Cernei. Acțiunea propriu-zisă va începe de vineri cu colectarea, vineri pe 5 martie, la Tineretului, la Șincai, acolo unde facem noi colectarea de obicei, între orele 18 și 20, după care la ora 3 dimineața sau 4 plecăm către zona. Am zis să vă anunț din timp pentru că e altceva față de ce am făcut noi până acum, cu copii, orfani sau mai bolnavi sau alte alea. E vorba de niște oameni la care nu se prea mai gândește absolut nimeni în ultima vreme.
izolați în România. Aveți link la mine pe pagină și puteți urmări tot filmulețul, e preluat de la TVR. Ce să zic mai mult? Oricine e binevenit, oricine, ușa e deschisă pentru asemenea acțiuni, sunteți bineveniți cu toții. Ce să zic mai mult? Cam asta e. Deci e un alt fel de acțiune față de ceea ce am făcut noi până acum. Încercăm și pe asta și distanța este foarte mare, este mult de mers, dar am zis așa, Sudul educă și ajută tata. Niciun pas înapoi. Mergem acolo unde e nevoie de noi. Niciun pas înapoi și nimeni în urmă. Niciodată. Doar exact. Înainte. Ok. Ar trebui să le spunem oamenilor, Fane, că drumul cu mașina se oprește undeva într-o comună, după care nu mai există drum. Oprim în ultimul sat unde ne permite șoseaua, unde putem ajunge cu mașina, și de acolo drumul va fi undeva între 3 și 4 ore pe jos, cățărat pe munte, pe scări și pe alte ale. Un fel de jepii mici, ca să vă zic pe aia dreaptă. Vă zic din start, un fel de jepii mici. Deci acolo trebuie să ajungem. Iar băieții de la Salvamont, ca să ne ajute, va trebui să ocolească muntele, deci lor o să le ia mult mai multe ore, pentru că ei vin cu ATV-uri, dar traseul va fi mult mai lung decât ce am avea noi de urcat pe munte. Ok, bucur Bogdan, spre urmă tot donesc și eu geci, cămăși, pantofi, când și unde se aduc să trimit o mașină de la muncă. Vineri, pe data de 5 martie, între orele 18:20, colectare la intrarea în Parcul Tineretului, vis-a-vis de Colegiul Gheorghe Șincai. Acolo ne găsiți. Ok, și ce putem să aducem, Fane? Deci, uite, Bogdan donează geci, cămăși, pantaloni. Și geci, cămăși și pantofi. Cu mare drag. Ne așteptăm, ne vedem acolo. Luăm orice. Atâta doar să nu fie dintre alea prea purtate și prea obosite, ca să nu zic rupte, obosite. Adică nu ne facem de râs. Dacă tot mergem până acolo, să nu ne batem joc. Asta era ideea. Ok, există un cont unde pot dona oamenii bani? Da, am lăsat, este la mine pe pagină postare, e numărul meu de cont acolo, cu rugămintea în momentul când face donația să spună pentru satul Ineleț, ca să știu și eu să fac diferența. Că... Ok, deci așadar aveți contul pe pagina de Facebook al lui Fane. Am distribuit și noi la CSS postarea lui, aveți găsit conturile, așadar găsiți contul și neapărat menționați pentru statul Ineleț ca să știe Fane unde direcționează banii. Cine vrea să ne ajute cu alimente perisabile, orez, fasole, chestii care expiră foarte târziu, adică mai greu, da? Exact. Medicamente de prevenție, alea care se pot lua din farmacie fără rețetă. Dacă cineva se mai poate descurca și cu niște antibiotice, cum are drag, frate, că alea oricum n-a. Știi cum e? N-ai rețetă, nu iei, dar poate mai cunoști pe cineva. Ce să mai zic? Pături, baterii, lanterne, orice poate ajuta pe munte, tata. Adică, că în oraș e ceva, pe munte e altceva. Când a venit zăpada aia mare, mai ești la primăvară de acolo și măcar știi cum e. Să poți să te descurci cu ce ai la momentul ăla, până poți ieși din zăpadă. Că asta înseamnă viața pe munte, nu e ca în oraș. Am înțeles. Câte mașini plecă în Fane acolo? Cum? Ai idee? Ați luat o decizie cu băieții din Shadow și de Hunter, câte mașini plecăm? La momentul ăsta, de-abia am pus postarea, încă nu știu, dar eu sper să avem de la fiecare grup câte 2 sau 3 mașini pline, adică 4 inși în mașină, nu 5, că e drumul foarte lung și nu-ți permis să dai 5 în mașină, dar 4, deci dacă sunt câte 2 sau 3 mașini de fiecare, e perfect. Să fim undeva la 30 de inci, pentru că vom avea și noi de cărat sus pe munte, alimentele și alte alea, știi? Deci nu ne putem lăsa sau baza numai pe băieții de la Salvamont, că ar fi culme. Adică ne ducem până acolo, hai mă cărați voi. Nu e frumos și nu facem asta, frate. Adică ori dăm o mână de ajutor, ori nu mai dăm. Am înțeles. Deci majoritatea celor care vor merge vor urca și pe munte.
Da, 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 da. Și noaptea rămânem acolo, avem unde să fim cazați, undeva la 30 de persoane avem sigur unde să rămânem, pentru că drumul e foarte lung și nu poți să-l acoperi într-o zi, adică dus întors. N-ai cum, n-ai cum. Da, și plecăm de vineri noaptea spre sâmbătă, ca să ajungem pe zi acolo, până descărcăm tot, oricum să noptează mai repede la munte și după aia vedem cum facem. Trebuie să transportăm, să cărăm tot până în sat. Și de acolo e treaba noastră, ne descurcăm. Dar să asigurăm că toate alimentele au fost transportate în zonă, pe munte. Am înțeles. Bun. Pentru mai multe detalii despre acțiunea asta te poate contacta lumea pe Facebook, să înțeleg. Și aici, mesaj privat, oricând, nu se pune problemă, le răspund cu mare drag la toți. Bun. Dacă mai ai altceva de spus despre acțiunea asta, Fane, mai trebuie să știm ceva? Sau... Găsiți la mine postat pe pagină, deci am toate detaliile puse acolo. Ok. Așadar, una peste alta, haideți să ne organizăm un pic, să dăm fiecare câte puțin, un 10 lei, un 15 lei, 20 de lei, știu, cu poate fiecare, hăinuțe, mâncare, cum putem să ajutăm și să... Dacă nu ar trebui dusă cantitate foarte mare, pentru că, haideți să vă zic, eu cel puțin așa o gândesc și la câte acțiuni am făcut până acum, am reușit să-mi fac așa o impresie. Oamenii de acolo sunt obișnuiți să mănânce un pic mai puțin față de cât mâncăm noi sau să drămuiască fiecare aliment care l-are, să nu facă risipă cum facem noi, să deschidem frigiderul și aruncăm totul pe ghenă. Dacă ducem foarte multe, e păcat să se strice, pentru că ei sunt obișnuiți cu un anumit stil de viață și o anumită alimentație zilnică. Nici n-aș vrea să strângem cantități mari, pentru că e păcat de ele, pentru că nu or să le poată consuma pe toate, cred, or să expire și e păcat de ele, știi? Deci vreau să le ducem doar strictul necesar și eventual în primăvară încolo mai facem încă o acțiune și mai mergem o dată, știi? Că decât să le duci o dată mult și să expire, mai bine le duci câte puțin la o anumită perioadă de timp, la 2-3 luni, nu știu, 4 luni, nu știu, asta... ține de noi, la cât am putea să mai facem următoarea acțiune. Cu toate că mai am și altele în cap, tot pe acolo pe mulți am pus, deci nu asta e singura. Am înțeles. Spune-ne, Fane, te rog, ce fel de oameni locuiesc în zona aceea? Mă refer la vârsta. Majoritatea au rămas bătrânii, care ei nu mai pleacă și nici n-au avut de gând să plece vreodată de acolo, și copiii, bătrânii și nepoții, că cei mari sau adulții au plecat să-și caute de muncă, să poată să-i întrețină pe copiii și pe cei bătrâni, părinții și copiii, cum ar veni. Deci majoritar sunt bătrâni și copii. Adulții s-au dus să-și caute de muncă, să poată să-i întrețină. Am înțeles. Deci, practic, ajutăm niște bătrâni și niște copii. Cam așa, da. Da. Majoritar sunt bătrâni și copii. Da. Uite, de-aia îmi place că sunt sterist, de-aia îmi place că sunt înconjurat de astfel de oameni ca tine, Fane, și ca suporterii Stării. Noi, suntem oameni mai presus de toate, nu contează, puteam să susținem alte culori. Dacă în momentul când pui seara capul pe pernă și îți dai tricoul ăla jos care reprezintă culorile clubului pe tine, rămâi un simplu cetățean, un om al acestei societăți, da? Un cetățean, un român până la urmă. Frate, dacă îmi pui capul pe pernă, îți face și un proces de conștiință. Mă, frate, eu ce am mâncat astăzi? Friptori, mi-a mers bine, am produs, am făcut cu tare. Bă, oameni buni, gândiți-vă că sunt oameni în țara asta care pun capul pe pernă și nu ia somnul de foame, săraci. N-au un colț de pâine, pentru că statul român, și nu mă feresc să o spun, îl doare în aia, frate, de cetățenii lui, da? Nici măcar acolo nu mai doare pe statul român. Pentru că suntem fiecare... Pe filmul nostru acum, da? Suntem fiecare pe barba noastră. E păcat, suntem în 2021, speram, zic, poate o să se schimbe ceva în țara asta vreodată. Hai, că vine altă generație din urmă, alți politicieni, poate or să ia aminte de la ce au făcut ăia bătrânii sau dinaintea lor. Cu tare, nimic nu s-a schimbat, oameni buni, în țara asta. Suntem pe picioarele noastre, fraților, și atât, punct. Deci noi suntem pe picioarele noastre, nu o să vină nimeni să ne ajute. Noi ne ajutăm singuri, frate. Și v-am spus, indiferent de culorile clubului care le susținem,
credeți-mă că am prieteni și la alte cluburi rivale, pentru că nevoia m-a învățat să accept ajutor și din partea altora care gândesc la fel ca mine și nu mi-e rușine să o spun, am avut acțiuni comune și cu câini, și cu rapidiștii, și cu petroliștii. Asta e una peste alta, suntem toți cetățenii ai acestei țări, fraților, da? Acolo nu trebuie să mai facem diferența că vine un spurcat să mă ajute sau un țigan sau un petrolist sau un asta. Nu, mă, fraților, că știi ceva? Noi ne urâm în zi de meci, mă, și atât. În rest, toți trăim în sărăcia asta de țară. Nu, de fapt, nu sărăcie de țară. În societatea asta, că țara noastră e cea mai frumoasă, numai că societatea ne-a stricat pe toți. Da? Hai, mă, să ne ajutăm unii pe alții, că am rămas singuri pe picioarele noastre, fraților. Nu ne mai ajută nimeni. Nici sistemul, nici nimeni, nici guvernul, nici nimeni. Doar noi ne putem ajuta între noi. Asta era ideea. Așa este. Și spuneam că vreau să-i felicit pe băieții din Shadows pentru inițiativă. O facem și... Tu știi, da. Inițiativa a plecat de la băieții, de la Shadows, de la umbrele noastre. Băieții mei, nebunii mei, frumoșii mei. Felicitări băieții, bravo lor. Bravo lor, încă o dată. Și am zis, nu vă putem lăsa singuri, ne alăturăm și noi. Noi grupul, noi Hunters, noi ăștia, noi nebunii noștri, între noi, ăștia suntem. Cu ăștia de film. Întotdeauna, tu știi foarte bine că noi am spus-o de multe ori. Băieții mei, nebunii mei, frumoșii mei, ăștia sunt. Ăia îmbrăcați negru cu suflet alb. Ai mei. Așa este. Așa este. Și tu știi foarte bine că noi, la Comunitatea Sportului Străinii, mereu am spus chestia asta și am spus-o și ție și multora, că noi niciodată nu o să dăm înapoi din a ne aduna lângă străinii și lângă să mergem înainte. Da? Am spus și pentru mine este o provocare distanța asta și zona. Chiar și pentru mine este o provocare, dar nu o dau în spate, frate. N-am cum. Măi, chinui și ajunge până acolo. N-avem cum. Am răzbit noi altele mai nasoale, da, pe asta. O facem și pe asta, trebuie să o facem. Că și ea tot ai noștri să mă. Bă, și ea tot ai noștri să mă. Amărâția de acolo. Așa este. Încă o dată felicitări pentru inițiativă. Ne transmitem și pe această cale băieților din Shadows și din Hunters. Noi, Comunitatea Sportelor Străinici, suntem alături de ei și spunem da și vom fi alături de ei și participăm la această acțiune. Nu pentru că ne dispare, ci pentru că sunt feliși și pentru că trebuie să ne ajutăm între noi. Așa e firesc și normal, frate, să ne ajutăm aproapele. Așa e firesc și normal. Așa este. Încă o dată, felicitări Shadows, felicitări Hunters. Să fim sănătoși, fraților, să fim sănătoși, să putem să mai facem sau să ajutăm și pe alții căzuți în genunchi sau la nevoi. Doar să fim sănătoși, fraților. Uite, cu vorba asta, o să ne reîntoarcem la problemele care ne dor pe noi. Asta că, uite, Peluza sunt prin două brigăzi, da? Și sunt convins că nu vor fi doar două brigăzi, sunt convins că și restul. Stai, mă, că sunt două brigăzi astăzi, la momentul când am postat eu, că spun eu că până în martie, când o fi să facem deplasarea de norfii, toate brigăzile, mare lucru. Că ea sunt tot ai noștri, sunt băieții noștri și nu ne lasă la greu. Vă spun eu că or să vină nebunii mai frumoși, nu ne lasă niciodată. Asta vreau să spun, fane, că probabil până începe acțiunea, toată Peluza Sud și tot mulți suporteri Estrelei, nu doar Peluza Sud, se vor alătura aceste acțiuni și sunt fel convins că o să ne iasă de minune așa cum ne-au ieșit. Oricine, poate să fie fratele meu, crede-mă, deci n-am o problemă că vin dinamoviștii să ne ajute sau petroliștii sau rapidul sau oricine, mă, frate, e binevenit. Nu m-a ajuns pe mine personal, pe fane sau pe Peluza Sud, nu, frate, ajungi niște amărâți într-un vârf de munte la care nimeni nu se mai gândește. Că și ea tot aia nu știi, sunt fraților. Gândiți-vă că putea fi o rudă de-a ta. O mătușă, un unchi, nu știu, o rudă de-a ta. Bă, de ce, mă, ăia nu sunt români, mă, frate, nu sunt tot ai noștri? De ce să facem diferența? Că ăia stau la munte, ăia stau la mare, ăia stau nu știu unde. Băi, suntem un tot unitar, oameni buni. Bă, suntem toți un tot al acestui neam, frate, asta înseamnă români. Toți, și ăla din vârful muntelui și ăla de la, după plajă, de la Constanța. Am înțeles. Așa este. Hai, perfectă, dreptate. N-ai tu treabă, spune. Corect și să te acut, fane, felicitări umbrelor și vânătorilor, se referă la Shadows și Hunters, pentru această inițiativă, felicitări CSS.
pe noi n-aveți de ce să ne felicitați, noi o să promovăm această acțiune cât de mult putem noi, pentru că este firesc. Teliștii noștri, frații noștri, organizează o acțiune, indiferent că se numesc Peluza Sud, AS47, Steaua Liberă. Mai puțin contează. Contează acțiunea în sine, ceea ce vrei să faci și ceea ce vrei să realizezi. Asta, exact. E, asta contează, de fapt, și nu cine și ce tricou poartă pe el. Important e că ești la unison, umăr la umăr. Așa. Asta e cea mai mare unitate națională, fraților. Asta contează. Și asta ne-a dezbinat pe noi de mulți ani. Dacă eram uniți până la momentul ăsta, am fi putut realiza mult, mult mai mult în țara asta. Dar suntem dezbinați, pentru că toți avem orgolii de alea proaste în cap, filme și alte alea. Orgoliu ne-a dezbinat. Invidia, ura, ciuda, dușmânia și multe altele. De asta suntem unde suntem și ne arătăm cu degetul unul pe altul. Dacă eram ceva mai uniți, poate ne-ar fi fost ceva mai bine după 89 încoace. Poate. Dați-mi voie să cred că ne-ar fi fost ceva mai bine. Sau am fi stat altfel. Sau aveam alt cuvânt de spus la momentul ăsta. Dar asta ne-a dezbinat. Pentru că așa suntem noi românii. Ne uităm mereu peste gard. Ia uite-l pe ăla. Ia uite ce a făcut ăla. Păi fă tu, mă, nebunule, ceva ca să fie și ție la fel ca la ăla. Sau întreabă-l pe ăla, mă, ce ai făcut tu să meargă și mie la fel ca la tine. Dar noi nu. Avem ți-am zis, niște orgolii proaste noi, niște filme proaste, care asta a făcut de 33 de ani încoace ne despină. Noi nu avem unitate națională. Așa este. Uite, Gigi Andrei spune felul următor, o să fie forță acțiunea asta și eu sunt convins că o să fie forță, sunt convins că o să iasă perfect, Fane, cum ne-au ieșit toate acțiunile până acum. Te pop, Mariane. Nu are cum să nu iasă, mă, băiat. Și mi-aduc aminte că am participat anul trecut la o acțiune făcută de Peluza Sud, făcută de tine, făcută de Adi Jucătorul și am mers în Dâmbovița și, Doamne, cât am mai putut să descărcăm din camionul ăla, am umplut o cameră întreagă la familia respectivă cu haine, alimente și tot felul de obiecte. Și vă dați seama, mă, că dacă omul nu poate să asimileze cât îi duștiu, le împarte, mă, mai dă și la peste gard. Ia, mă, vecine, și tu, că eu am prea multe, de ce să se strice? Ia și tu. Că așa e românul sărac, cel care n-a avut niciodată și peste noapte s-a trezit cu niște chestii la care el nu visa, vedeți că ăla împarte, fraților. Credeți-mă că știu bine de 10 ani încoace. Am fost la multe, la zeci, sute de acțiuni și am văzut cum gândesc oamenii. Ăia săraci care n-au avut niciodată sau nu le-a permis situația, când s-au trezit peste noapte cu un ajutor dintre ăsta, nesperat în ghilimele, da? Vezi că tot ei sunt ăia care le-au împărțit, fraților. Luați-mă și voi! Așa este și Dâmbovița, vorbeam cu tatăl din familia respectivă și ne spunea că sunt foarte multe alimente și chiar a dat vecinilor și a fost un sentiment aparte pe care, nu știu, dacă scriu 100 de articole, n-aș putea să-l descriu. A fost un sentiment atât de plăcut să vezi acești oameni, să vezi oameni cum ajută oameni. Hai să vă mai dau ceva din casă acum. Vă mai zic acum, așa, în cât suntem, 32 pe live-ul ăsta. Bă, băieți, noi nu suntem mulți. Suntem pe Facebook, dar pe YouTube suntem vreo 63. Nu, eu acum sunt pe telefon și doar mă uit ce am aici. Băi, noi nu suntem ăia perfecți oameni buni. Nu suntem muși de biserici, frate. Avem și noi greșelile noastre, păcatele și suntem, ca să zic așa, cu ghilimele de rigoare, stricăciuni de oameni, frate. Că asta înseamnă stadionul. Noi nu suntem de aia în costume să ne dăm că suntem silfiți, că, domne, noi trăim într-un alt cerc de altă societate. Nu, frate, noi suntem ăia din topor, direct. Băieți, cum e, mă, când vii acasă seara după acțiune de asta, când pui capul pe pernă, în momentul când ai închis ochii, să-ți face și un proces de conștiință. Bă, fraților, am băut, ne-am îmbătat ca porcii, am fumat, am făcut ca toate alea. Bă, dar am făcut și ceva bun, mă, fraților. Bă, ziua asta n-a trecut chiar așa, aiurea, mă. Am încercat și am ajutat și noi pe alții. Atât din puținul nostru care îl avem. Hai, mă, să ajutăm și pe alții care sunt mai amărâți ca noi. Că nu suntem noi, frate, avuți care să ne dea banii afară din casă. Eu știu ce înseamnă. Exact cum pun eu problema. Mă duc ai mei. Dă-mă, știu, câți bani ai în buzunar? 50 de lei. Dă-mă și mie 20 de lei că avem o acțiune de făcut. Hai, nu-ți mai lua 4 beri. Ia și cu două.
că noi așa punem o problemă. Noi ăștia amărâți, așa punem, frate, problema. Bă, eu nu știu, cer un milion. Dă-mă 20 de lei, mă, 23 de lei, nu știu, dăm cât consider tu, frate, dar dăm și ceva de la tine ca să cumpăr un kil de ulei, na, luăm de banii aia. Nu-ți mai lua și tu 3 beri, ia-ți 2 beri, sau că noi întotdeauna așa am făcut socoteala, ăștia de stadion. Ce să ne ascundem după degete? Așa s-a făcut întotdeauna treaba, frate, că nu suntem la nivelul ăla în care să ne numărăm milioanele din cont și altea, că nu avem, frate, nu, și noi trăim la fel ca mulți alții din țara asta, din România asta, după zi pe alta, la salariu, știi? Mai cumpărăm și pe caieți, dă, frate, și mie două sticle de vin și o apă mirela și ți le plătesc la salariu. Ce dracu, că nu vă zic o noutate, că cred că 80% de noi așa trăim. Dar uite cu ăștia facem noi treabă, frate. Tot ăștia care au puțin, ei sunt primii care sar și înțeleg, frate. Ăștia suntem, frate. Puțin mai amărâți, dar tot noi o facem și asta. Că statul român îl doare la aia, de cetățenii ei, mă, frate. Ca să nu zic, să nu vorbesc cu urât pe post. Poți să spui la Bendix. Fane, uite, asta vreau să spun și să ne întoarcem la problemele noastre. Spuneam că în Peluza Sud sunt oameni minunați. Oameni minunați și sunt băieți inteligenți. Și tocmai de asta am avut acel speech la început de emisiune, poate mai lung de parcă ești dictat unii. Doare când văd că ni se flutură în față praf. Despre asta, adică astfel de oameni cum ești tu, cum sunt băieții din Peluza Sud, care, uite, fac lucruri minunate pentru oameni, să vii să le spui, bă, nu avem bani de transferuri, e pură rățmă. E ca și când ne-ai luat. Ia vezi că mă întreabă un băiat, Rusu Sabin, pe Facebook. Chiar te rog să-i răspund. Te rogăm să ne spui ceva de fenomenul Ultras. Ce să facem și noi să fim ca voi, ăștia tineri. Da, mersi frumos. Cum să facem și noi o brigadă? Nu trebuie să faci o brigadă. Ideea e să lucrați un picuț la tineret, la cei care vin din spate. Uite, de exemplu, după 89, după așa zisa revoluție, frate. Da, normal că eram mai tineri la momentul ăla. Așteptam să vină cineva din spate. Constat cu durere că sunt foarte puțini care vin din spate, care merită să intre în fenomen, în Ultras. Că așa, pe stadion, sunt, nu poți să-i numești ultrași, că na, asta e. N-ai pretenții la cel de lângă tine să fie, să gândească la fel ca tine. Dar sfatul meu personal la toate brigăzile din Peluza Sud, la toate brigăzile, lucrați la tineret, creșteți-i cum trebuie, chiar dacă nu aveți cantitate, calitatea contează. Ăia puțin care aveți și acceptă să facă parte dintr-o brigadă, da? Creșteți așa cum trebuie, că nu mai vine nimeni, fraților, din spate. Tot la vremuri noi, tot noi suntem ăia bătrâni. Pentru că astea sunt vremurile. Diferență de mentalitate, diferență de gândire, de, nu știu, de tot ce vreți. Comoditate foarte mare, mulți fug de, să zicem în ghilimele, probleme. Fraților, ca să fiu acceptat într-o brigadă, bine, eu am intrat târziu în brigadă, o recunosc pentru că asta e, așa s-a nimerit, dar ăștia mici copii, mă refer copiii, ce înseamnă? Undeva la 21 pic de ani. Cum e cazul lui Sabin, cel care ți-a adresat întrebarea? Da, nu știu câți ani are, bănuiesc că e copilaș. Păi da, și spune, noi ăștia tineri. Așa, bun. Acceptați și părțile mai rele, da? Pentru că până nu ești mic, nu te faci mare. Vrei în brigadă, accepti condițiile. Nu vrei, trage-te deoparte, că e clar că nu-i de tine acolo. Dar ăia care sunt, să fie așa cum trebuie, tată, ca să fii sigur că în momentul când ți-a luat, a preluat steagul de brigadă, să-l fluture, să nu îți fie frică cu el și să stai liniștit. Am înțeles. Deci, asta practic, ne spui celor tineri că Sabin te întrebate cum să facă și ei o brigadă, se referă la cei tineri. Practic, răspunsul tău este să intre deja în brigăzile existente în Peluza Sud. Nu am înțeles corect?
veniți lângă cele existente și dacă sunteți capabili și sunteți acceptați, e clar că aveți loc acolo. Dacă nu, e clar că nu e treaba voastră acolo. Trăgeți-vă la tribună undeva și vedeți meciul de la tribună. Nu trebuie să faci parte din brigadă ca să fii un suporter al Stelei. Asta nu e o regulă. Poate să ultraseria, ultraseria nu este pentru oricine, ca și voluntariatul. Deci aici am să fac o mare paralelă. Voluntariatul este o pălărie mare și nu este pentru oricine. Pentru că voluntariatul trebuie făcut constant, nu la zile de sărbători, de Paște și de Crăciun sau când ne aducem noi aminte, la fel ca și ultraseria. Aia nu o faci doar la meciurile cu rivala, să zicem, cu Dinamo. Ultraseria e zi de zi, bă, băieți. Fale, dacă ești capabil, rămâi. Dacă nu, niciun fel de problemă. Nu e o rușine. E clar că n-ai nicio problemă. Trage-te deoparte și lasă-i pe alții. E simplu, se face triere naturală acolo. Okay. Asta înseamnă o brigadă. Am înțeles. Cineva ne scrie pe Facebook, pe YouTube, de Bogdiș. Ne scrie în felul următor: SMS, cred la 8-4-4 și lumea ne roagă să-l banăm, dar nu înțeleg de ce să banăm, pentru că SMS-ul cred la 8-8-4-4 înseamnă donație către clinica, da, lui Mihainești. Da, 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 ăla este numărul scurt al Fundației Luneșu. Exact. Numărul scurt care este închiriat pe un an de zile. Așa, ăla e separat. Noi suntem separați. Ceea ce vrem noi să facem acum este ca constituiți ca Peluza Sud Steaua cu AS47, cu CSS, cu tot ce înseamnă suflarea stelistă. Încercăm să punem și noi umărul să ajutăm la Fundația Luneșu. Cine vrea să doneze 2 euro sau cât e, da, atât îmi pare că era 2 euro la pe numărul scurt 8844 cu o secundă. Cred. O secundă. Am rugămintea la moderatorii noștri de pe YouTube să nu-i mai șteargă mesajele omului și să nu-l baneze. Eventual am putea să scriem cu toții acest SMS, mesaj cu textul cred la 8844 și banii Fundației lui Mihai Neșu. Da? Deci mare rugăminte la moderator, nu-i mai ștergeți omului mesajele și nu-l mai blocați, pentru că nu poate. Nu știu ce a scris, despre cine e vorba, de cine? Un tip se numește de Bogdiș și a scris în felul următor: SMS cred la 8844. Da, da, deci, da, este perfect valabil și este foarte legal, deci nu e niciun fel de problemă, dar Neșu asta o are de, ți-am zis, numărul ăsta scurt îl are de un an și ceva de zile de când se poate face donație. Dar noi asta o facem separat. Vor fi licitații online, tricouri ale diferitelor, să zicem așa în ghilimele, personalități din lumea sportului, de la diferite echipe și diferite sporturi. Veți avea niște surprize mari de tot, pentru că ne mișcăm, nu stăm așa, dar țin să vă anunț că dacă nu intervenea chestia cu Muntele Ineleț acum cu deplasarea asta, toată luna martie era dedicată lui Mihai Neșu, de la 1 până pe 30 sau 31, cât are luna martie. Deci aia va fi dedicată luna Neșu. Ok. Numai că n-am putut să dau înapoi și niciodată n-am să dau înapoi când cineva vine și mă roagă să mă implic, niciodată nu dau înapoi și am zis, haide-mă să o facem la începutul lunii martie, îi dăm drumul și la acțiunea Luneșu, dar în paralel mergem și cu acțiunea asta, că și ăia tot ai noștri sunt amărâția după munte de acolo. Așa este. Nu dăm înapoi, Fane, nici noi o să fim alături de Peluza Sud, alături de tine, alături de toată suflarea stelistă. Bună seara, Lece! Ce faci? Mamă, a venit Lece, gata, mă, s-a ales praf. La 3 dimineața. A venit fratele meu. A venit băiatul meu, mă, gata. E gata. Nu vă țin de vorbă, stai. Lece, cam umflat de somn, te simt așa umflat de somn. Nu, sunt umflat de altceva, nu de somn. Să nu zici că ai plâns până acum, că nu te cred. Am plâns? De ce să plâng? Că am rămas fără băutură sau de ce? Nu, n-am plâns. Hai băiatul meu, hai, vorbește. I-am ținut eu, i-am îmbrobotit eu până acum. Te așteptam pe tine. Te-ai ținut bine prima repriză. Păi noi ăștia bătrâni jucăm fiecare câte o repriză, știi? O știi tu, gol scul de aia bătrânească așa frumos.
Știu, știu. Văd că cineva mă compară cu Vadim Tudor. Mamă, ce onoare pe tine! Ce onoare, ăla a fost un... Nu, nu, stați liniștiți. Nu e unul din idolii mei, dimpotrivă. E unul din oamenii pe care nu dau doi bani. Ca și pe Păunescu și pe toți poeții comuniști. Am văzut comuniștii și o să-i urăsc până la sfârșitul vieții. Așa că nu, nu vă lăsați după fentă. Duci după fentă. Vadim Tudor n-a fost un patriot, a fost un lingău al cuplului Ceaușescu. Asta e părerea mea. Dacă vă convine bine, dacă nu, iarăși bine. N-am nicio problemă să mă contraziceți sau să-l aveți ca idol voi pe Vadim Tudor sau pe cine vreți, dar eu unul nu l-am. Mă refer aici la ascultătorul care mă compară cu Vadim. Mi-ar face plăcere dacă nu m-ar mai compara cu el. Că vorbește lumea despre acțiunea cu ăsta, cu Neșu și acțiunea ta, Fane, acțiunea pe care o promovează Fane acum, nu are legătură cu acțiunea cu Neșu sus. Adică vă spun și eu o idee în care noi o să tot auziți de la Fane și de la, poate și de la mine și de la ceilalți, de mai multe acțiuni de-a lungul unui an sau doi ani sau trei ani. Noi ne-am apucat de sportul ăsta, în special Fane, de vreo 10 ani, nu Fane? Din 2011, da. De 10 ani facem treaba asta. Și cam în fiecare an am făcut, împreună cu cei din Peluză, și cred că vreo 4-5 acțiuni pe an, dacă nu mă cam așa, da. Cam 4. Și alea, 4-5 pe an. Și alea individuale. Adică am făcut și acțiuni îndreptate către o singură persoană, oameni care chiar erau la pragul disperării și... Sau la limita de jos a subzistenței. Na, da, puteau să moară de frig, de foame, în fine. Nu vreau, adică știi că mie nu-mi place să discut despre asta și nu-mi place să mă laud cu chestiile astea sub nicio formă. Nu e o laudă. Asta nu e o laudă. Da, nu, e bine să... Știu, nu, eu vreau să promovăm acțiunile viitoare, știu că nu e o laudă. Eu susțin acțiunea asta și aș vrea să vin și în țară să particip la cea din satul Ineț. De-aia le recomand celor care vor să participe să se uite la filmul pe care toți l-am promovat alături de mesajul nostru din partea ta și a grupului Shadow și a Hunter și în fine, toți și comunitatea suportă, toată lumea care a promovat împreună cu acel filmuleț. Filmulețul de la făcut de cei de la TVR, dacă nu mă înșel, acum 2 ani, în 2015. Da, TVR-ul la lor. Da, uitați-vă, fraților, 20 și ceva de minute durează să vă uitați la filmulețul ăla și după aia decideți voi dacă vreți să participați, dacă vă lasă inima să donați ceva sau nu. Eu vă asigur de un singur lucru, în 10 ani de zile, absolut tot ce a ajuns la Fane în cont sau la noi, sau în parcul tineretului la intrare, a ajuns la oamenii la care trebuie. Nu a existat niciodată un dram de suspiciune. Poate sunt oameni care acum probabil ne ascultă pentru prima oară sau nu ne cunosc și să nu-și facă griji, totul e transparent, totul se poate verifica. Pe cei care au cei care au suspiciuni, îi invit alături de noi să cumpere ei ce contează sau ce consideră ei de bună cuvință și îi aștept alături de noi să facă deplasarea cu noi și să le dea personal din mână acolo unde consideră ei. E foarte simplu. Mereu am zis eu m-aș bucura pentru că așa ne mai și cunoaștem între noi și ne unim. Acțiuni de genul ăsta adună suporteri împreună și unesc în jurul unei cauze, în loc să ne dezbinăm discutând despre X și despre Y, mai bine ne unim în jurul unei cauze. Insist aici cineva cu Armata Ultra, da, tati, Armata Ultra a fost prima brigadă ultra din țara noastră, da, așa este, prima adevărată, adică în sensul brigadă ultra pe bune, ca lumea recunoscută și cu acțiuni ultra. Au mai fost și alte brigăzi, ca să-i răspund pe scurt așa, care au apărut tot în jurul 93-94, comando
Ultraviola de la Timișoara, din cine la Farul Constanța a mai fost. Nu știu exact, nu stau acum să dezbat, poate au mai fost și altele, dar cea mai importantă și cea mai cunoscută care a apărut în 95 a fost Armata Ultra. Da. Ok. Bun. Referitor la asta, la acțiune, uite, Jean, regele nostru, băi, Luciane, hai că de-abia aștept, eu aș vrea să vină Jean în emisiune și să vorbești tu cu Jean. O emisiune întreagă să mă lăsați și pe mine, că mai am și alte treburi. Așa. Da, deci asta zic, susțin acțiunea asta și rog pe toți cei care au, eu știu, care vor să participe sau care vor să ne cunoască sau care vor să se implice, să vină acolo, să vină în Parcul Tineretului când se face acțiunea de colectare, să vină alături de voi și de noi, dacă îi putea și eu să ajung în acel loc, să urcăm câteva ore pe munte. E un peisaj superb, este o zonă superbă a țării noastre pe care putem să o apreciem și să ne bucurăm de ea în momentul în care vom ajunge acolo și să vedem adevăratele suferințe și adevăratele probleme ale unor oameni. Atunci poate mai reflectăm și asupra problemelor noastre și nu ni se mai pare atât de grele și atât de rele. Iar băiatul, am văzut că v-a întrebat un puști, că presupun că e puști, că e copil, nu știu ce vârstă are, cum poate să facă să intre în ultraserie. Rusu Sabin, da. Da. Păi, dacă vreți, am eu un sfat pentru el. Să vină la meciurile Stelei și să stea în peluză, să vină la toate meciurile, să vină în deplasări, să vină peste tot și să vină acolo cu el, să-și aducă prieteni, pe cine mai vrea el. Cu cât va fi mai des văzut în deplasări, la meciurile de acasă, că se implică, că vine, atât va fi luat în seamă și la un moment dat va fi întrebat de cineva, bă, tu al cui ești. Și doi, un sfat foarte important, să se apuce de un sport. Eu aș recomanda un sport de contact, ori kickboxing, ori box, să se ducă la un club și să-și facă un anturaj acolo, prieteni. Și dacă se înțelege bine cu prietenii de acolo, anturaj plăcut și devin apropiați și se ajută unii pe ceilalți, este genul care sare în ajutorul celorlalți și este ajutat de ceilalți și nu le vede punctele negative, ci punctele pozitive, va fi un mare avantaj și un mare plus pentru el. Sfatul meu către toți tinerii și toți puștii care ne ascultă, lăsați telefoanele, lăsați tabletele, lăsați gagicile de pe Instagram, că au 7000 de filtre, în realitate nu arată așa. Lăsați drogurile, că nu-s pentru voi. Lăsați prostire și duceți-vă și faceți sport. Și faceți sporturi de bărbați, nu sporturi de gagici. Că nu sunteți nici ăștia fluizi, nici LGBTQ, nici alte. Sunteți bărbați, steliști, români adevărați. Nu trebuie să vă luați după niciun curent, nici din America, nici din Occident, nici de nicăieri. Duceți-vă și faceți sporturi de bărbați și deveniți bărbați. Și atunci toată vin de la sine. O să vedeți că totul o să vi se pară mai ok în viață. Ia, vezi. Da. Auzi? Stai să răspund eu lui domnul Coco Spaniolu, că văd că s-a băgat în seamă. Chiar îmi făceam o problemă, zic că nu apare în seara asta. Ia, fii atent aici, ce zice omul. Eu, părerea mea personală, repet, părere personală, nu cred în donațiile astea, e părerea mea. Stai, mă, că mai scrie alții și mi-a furat scrisul. Bă, deci sper că nu-i aștept așa. Este, fapte bune faci din suflet, fără să te știe nici vântul, nici pământul. Restul cred că e doar cancan. Bă, nea, puștule Coco, că oricum e mai mic ca mine ca vârstă. Spaniolule, hai să spun eu cum stă treaba. Mie deja mi-a fost, vechiul cont mi-a fost șters. Ăla care l-am făcut în 2010, cu toate albumele, cu toate acțiunile care le-am făcut noi din momentul ăla până astăzi. Dacă tot avem Facebook-ul ăsta la dispoziție, hai să beneficiem de el pentru niște fapte bune. Și acum, am
două probleme mari și late. Că zici că faptele bune se fac în taină, în liniște, de acord cu tine, de acord. Dar când le faci la o persoană sau maxim două, te duci tu frumos, cumperi ce crezi, ți-ai umplut mașina și te duci acolo fără să te știe vântul și pământul. Când le faci cu niște comunități foarte mari de oameni, de copii, de suflete în general, nu le mai poți face singular, pentru că eu mereu am spus-o și cei care îmi sunt apropiați și mă cunosc știu foarte bine și am să o repet și vă zic și voi acum. Deci eu, fără voi în spate, cei care îmi sunteți alături, n-aș putea face mare lucru. Deci nu mi-ar face pielea o ceapă de gerată. Cu cât mai mulți, cu atât mai multe șanse de a rezolva și a duce la bun sfârșit o acțiune. De unul singur nu poți face mare lucru. De asta suntem o unitate, suntem o comunitate, să zicem așa, care ne ocupăm de voluntariat de câțiva ani buni de zile. Deci, ca persoană fizică, tu, X, Coco, spaniolul, îți spun eu că multe nu poți face. Decât dacă te duci la o singură persoană și îi duci o pâine, o sticlă de ulei și l-ai pupat pe frunte. Când te ocupi de comunități mari, cu dizabilități, orfani și alte alea, acolo deja nu se mai discută la acțiuni personale, pentru că nu ai cum. Și atâta te întrebi pe tine, Coco spaniolul. Când cumperi o pungă cu bomboane, îți dau un exemplu, că asta mi-a venit mie în minte acum. Și să zicem că în punga aia ai 50 de bomboane și în comunitatea unde te duci tu sunt 70 de bomboane. Care mănâncă și care se uită? Atât te întreb eu, mă, pe tine. Da? Asta am vrut să zic. Ori duci la toți să-i saturi pe toți, ori nu duci nimic, frate, pentru că unul nu poate să mănânce și altul să se uite. Mai ales că sunt copii, frate. N-ai cum să faci discrepanța asta între ei, pentru că aia sunt copii și ei nu cunosc. Te complici. Te complici și te agiți și dai prea multe explicații. Băi, spaniolule, care ești spaniol, de-al meu de aici, din Spania. E băiatul care trăi cu Ilie în bloc. Ne scuza da, spune, nu? A trăit cu cine a vrut el și nu mă interesează, n-are nicio relevanță treaba asta. Îi spun o singură chestie. Noi nu ne ducem, bă, frate meu, să ne lăudăm pe la televiziuni și pe la astea alea. Noi vorbim între noi aici, noi suntem aici prieteni, o familie, suntem steliști. Și vorbim între noi, bă, putem să-i ajutăm pe ea, dar între noi. Unde dracu ai văzut că ne-a lăudat? Ne-am dus pe la televiziuni, pe la radiouri, pe la... S-a întâmplat, s-au mai întâmplat lege la acțiuni să ne trezim și cu televiziune în spate, tot la Facebook-ul. Stai mă, frate, că ne-am dus și ne-am trezit cu ea o dată, de două, de cinci ori. Păi asta zic, dar s-a întâmplat să ne trezim și cu televiziunile în spate, dar nu ne-am dus noi. Dar noi ne-am dus de multe ori și nu ne-am trezit și n-am mai zis nimic. Când ne-am dus la... Îți aduce aminte, Fane, când ne-am dus atunci la dezăpezirii în 2012. Ne-am 2013 și 2013-2014 la Buzău. Da, corect. La Buzău, la satele alea, Cotuciori și care mai Cotuciori, Malul Roșu. Așa, oamenii ăia ne întrebau cine v-a trimis, domne, primarul de la PSD, ați venit de la PSD. Da, ne v-au trimis ăștia de aici. Nu, frate, noi suntem suporteri. Ce suport este, domne, cum ați venit voi aici să ne scoateți din zăpezi? Și le explicam, bă, să-i suporteți de la Dinamo, de la Steaua, de la toate astea. Uite, ne-am unit forțele și am venit să vă scoatem prin acoperișul casei, să vă dezăpezim găinile și ce mai aveți pe aici, că muriți dracu de frig. Acolo unde beau ăia bere în căminul cultural. Și da, știu, ca tinerii vlăstați, oamenii de bază ai satului, pe care nu se baza nimeni, săracești, lăsau bătrânii să moară la marginea satului, în fine. 100 da. De mii, și... 10 lei o pâine și 3 milioane ca să-i dezăpezească de la curte, de afară, de la drum până la curte, mâncava și gura asta. Astea erau prețurile. Da, și umblau tine. Noi nu ne-am luat. A venit Tolontan. Ții minte că a venit Tolontan cu noi. Da, mă, da. Și Tolontan. După el a venit și Gigi la o săptămână cu Fadoma. Deci lua... Nu, da. Lasă-mă cu Gigi. Gigi a venit după aia și mă. Tolontan își lua notițe, scria acolo, nu știu ce. N-a zis nimic. Că-ți dai seama, dar nici nu s-a supărat nimeni că n-a zis nimic. Adică el a încercat să facă probabil ceva, un articol, i s-a spus, bă, nu scriem de bine despre nenorociții ăștia. Ok, n-a zis nimeni, nu s-a supărat nimeni pe Tolontan că n-a scris de bine despre noi.
oamenii ne întrebau, de unde sunteți de la Steaua? Ah, v-a trimis domnul Becali să ne scoateți, deci nu ne-a trimis bătată niciun Becali. N-a venit noi așa, noi suntem împotriva lui Becali. În fine, deci noi o facem între noi, frate, noi suntem ultra și ăștia, și de la Steaua, și de la Dinamo, și de la alte echipe. Suntem un pic altfel, noi avem alt dialog, alte discuții între noi. Ăștia care nu știți, nu aveți de unde să știți, nicio problemă. Dar trebuie să stați acum cu parul să, dacă vreți, vei să faceți pe scepticii și pe, să ne suspectați pe noi de laudă și de că ne lăudăm și că suntem doar de fațadă sau că încercăm să facem, ne facem o imagine prin chestia asta. Nu aveți decât să veniți să vedeți ce facem de fapt și să faceți voi mai bine, preluați voi ștafeta și faceți-o mai bine. Dacă nu faceți oricum nimic, ok, dacă voi vreți să faceți în alt mod, să ajutați o persoană sau două, cum a zis Pane, și să nu se știe nici vântul, nici pământul, cum a zis Coco Spaniol, foarte bine, frate, for. Dar eu că vorbesc aici între steliști și vorbesc cu oameni cu care, pe care îi apreciez și care probabil mă apreciază și pe mine și îmi permit să le cer ajutorul, este pentru că suntem o familie, suntem noi între noi, ai noștri steliștii care o să mergem la meciuri pe stadionul ăla și o să umplem stadionul ăla toți acolo, indiferent unde o să stăm. Înțelegi? Și între noi ne permitem să ne cerem ajutor, sfaturi, hai să mergem să facem pentru aia, pentru aia, pentru aia, pentru ai noștri, între noi, da? Dacă are unul de suferit, fără să mai avem problema asta că, bă, e o laudă. N-avem, frate, nevoie să ne laude nimeni, stai liniștit. Dacă de asta nu puteai să dormi noaptea asta, zic eu, stai liniștit, culcă-te, că nu e nicio problemă, nu vrei să te laude nimeni. Auzi, mă, cică, ce, nu mă luați în nume de rău, eu zic ce să vorbește în jurul vostru. Bă, cine ești, mă, tu, mă, Coco Spaniol, de mâncați? Ce firmă de buci neregistrată ești tu, mă, de nu știe lumea de tine, mâncați și curat? Mă, cine ești, mă, tu, Mafal, dacă mă, chiar m-ai făcut curios, mâncați și curat? Vine lumea să plânge la tine pe umărul tău, bă, cine ești, mă, tu, atot cunoscătorule? Bă, dați-l, mă, afară, mă, pe ăsta, mă, până la urmă, că să mor de nu-mi dă sângele până azi cu Coco Spaniol ăsta, m-a acrit, fraților. Deci, dați-l, mă, frate, că nu mai pot de el. Da, partea proastă, mă mai auziți? Da, mă, te auzim cu să. Partea proastă. Auzi, da, mi-am închis microfonul. Da. Cred că a avut el un comentariu pe aici că... Bă, fii atent. Bă, nu știu, cred că îi dau foarte multă importanță acestui băiețaș. Și bă, bune, eu n-am o problemă cu el că este list, dar bă, frate, simt așa cum mi se ridică iar la cap sângele, știi? Ca acum două emisiuni și încep să dau pe afară. Bă, dar va vorbi Fane mai devreme despre faptul că nu știm decât să dăm cu pietre. Și vine acest cetățean, acest suporter, da? Vine și spune că, domne, cu cine am vorbit despre voi, zice că nu prea e transparent ce faceți. Bă, băiatule, hai să-ți explic eu o vorbă, tovarășe Coco, da? Că deja nu mai pot cu tine, frățioare. Da? Hai să spun ceva. Tu dacă vorbești cu, știi tu cine, că eu știu cu cine vorbești tu, da? Bă, nu mai copia ce spune omul ăla, că nu înțelegi nici măcar ce-ți spune, mă. Deci tu nu înțelegi ce-ți spune omul ăla cu care tu vorbești, da? Și habar n-ai despre ce vorbește, nu înțelegi, încă o dată spun, și vii aici și dai din gură. Că nu e transparență. Unde, mă, n-ai văzut cu transparență? Bă, dar chiar nu ți-e rușine? Chiar așa, n-ai pic de bun simț în tine? Cum să spui, mă, că toate acțiunile astea n-au transparență? Bă, îi spun eu că au cea mai mare transparență din lume, mă. Da? Inclusiv la AS47 este transparență totală. Da? Și lege poate să-ți confirme chestiunea asta. Personajul cu care tu vorbești, eu îl respect foarte mult. Și noi, steliștii, în general, îl respectăm foarte mult. Dar ce spune el este cu totul altceva față de ce spui tu. Tu habar n-ai, tu nu înțelegi ce spune omul ăla, mă, băiatule, pentru că tu n-ai citit în viața ta o carte, mă. Da? Tu ești cu zdringhi-zdringhi, înțelegi? Ești cu zdringhi-zdringhi și cu Manelino. Și vii aici și te dai important. Și vii și scrie aici, că și tu de unde ai glume cu mine că vorbești? M-ai făcut curios, m-ai făcut curios cu cine vorbești de... Așa e important cu cine vorbești.
E, mai vorbește cu Jean de când în când, dar Jean spune una și ăsta înțelege altă. Vorbește cu Jean. Da, mă, bine. Vorbește cu Jean. Îi dă Jean atenție, nu vorbește. E impropriu spus că vorbește cu Jean. Îi dă Jean, îi dă omul ăla atenție. Că și pe omul ăla are o grămadă de probleme, omul ăla, și îl stresează cu toate căcaturile, diverse personaje, nu doar Coco. Păi stai, bă, frate, dacă vorbește cu Jean, Jean e de-al nostru, ce căcat poți să vorbească cu primul ăla? Păi asta e, că omul ăla nu vorbește nimic împotrivă, dar el... Jean e omul nostru, e fratele mai mare, da, dacă vrei să o dăm așa. Și omul care a făcut ultraserie la Steaua și istorie în peluzaie și după care a mers toți. Bine, Lucianu, să o iau pe Pavarotti la muncă, la nunt. Scoateți, bă, mizeria de acolo, ștergeți-vă, dreac, cu comentariile alea, frate, că vreau să discutăm chestii care chiar merită discutate. Au voie și băieții ăștia să-și dea și ei cu părerea, dacă vor, dar le spun data a doua. Da, mă, dar să fii pe subiect, sau măcar să fii plauzibil, că deschizi o discuție în care ar putea participa mai multe persoane, să zice, da, bă, are și la un punct de vedere și poate are și el dreptate. Da, mă, ia ăsta cu nunta lui Pigan și toate alea. Ce ați făcut, mă, nene, am luat o rând de aua. Frate, fane, sunt oameni care așa sunt ei făcuți. E, problema e la ei, din păcate, și mi-e milă de ei că au atât de mult de suferit din cauza asta. Sunt oameni care nu mai au încredere în nimeni și nimic și suferă din cauza asta. Au impresia că totul e o conspirație împotriva lor. Da, mă, Lece, te înțeleg perfect, ce ai dreptate. Dar nu poți să vii să jignești un om ca Fane, care a făcut sute de acțiuni, da? Și toate au ieșit perfect. N-a lipsit o virgulă din acțiunile pe care... Am avut, mă, una care îmi cer scuze încă o dată că n-am reușit să duc la bun sfârșit, cea cu cărțile pentru comunitatea sârbă din Voivodina, frate. Acolo n-am mai ținut de mine. Da, aia e singura care n-am reușit să o duc la bun sfârșit. Ce nu înțelege Coco este că în momentul în care vine și spune despre tine că nu ai, cum își spune, transparență la ceea ce faci, este o jignire. Nu e o jignire, mă, dar că mi-a spus mie că se vorbește în jurul vostru. Bă, cine ești, mă, nebunule, tu, de să vorbești în jurul tău? Vine lumea la tine să plângă, nebunule, zic că vin și eu să mă plâng, am și eu o problemă, frate, plătește și mie niște facturi, întreținerea și alte alea, adică dacă tot ești umărul ăla pe care să plânge lumea. Bă, bune, nu cred că nu știe nimeni în peluza asta, da? Își de el cu părerea pe net. Zi-mă o întrebare plauzibilă, dacă ai ceva, de ce transferul să se fac anul ăsta la Steaua? Te ia lumea în seamă, nebunule, dar nu că a venit lumea la tine să se plângă pe umărul tău. Ia uite, bă, ce nebun ești, dar zi-mi o Batistă, mă, să plâng și eu pe umărul tău. Da, mă, hai că... Fane, gata, calmează-te, te rog. Ne abatem de la... Bă, dar nu mai pot cu ăștia, mă, frate, băgători de ăștia de seamă, care își dau părerea așa pe net. În fine, gata, m-am putorit. Știi cum e, Fane? Unii da, mă, cam... gura luminii și căcatul nu astupă. Da, știu cum e. Sunt unii oameni care vor să caute atenție. Eu n-am nimic cu omul ăsta, dar să vii să te apunci așa cu mizerie în oameni care într-adevăr fac ceva, e oribil, e penibil. Dacă nu știe ce înseamnă penibil, îl invit să deschide Dex-ul, să caute în el. Și dacă nu știe ce înseamnă Dex, să caute pe Google. În fine, hai să depășim subiectul, depășim momentul că nu facem emisiune pentru Coco Spaniolul, facem emisiune pentru suporterii Stării. Și vrem să vorbim despre echipă. Lece, ce zici de titlul pe care l-am ales în seara asta? Mâinile curate sau... V-ați spălat pe mâini, cu alte cuvinte? Cu vaccinurile făcute o să fie următoare. Nu? Cu vaccinul la zi? Cu 5G-ul sânge. Cu 5G-ul, da, cu asta. Bă, și-a făcut nevastă mea vaccin. Bă, du-te de aici, n-ai. Da, serios, că e medic și na, trebuia să-și facă. A, da, a fost da, în corect, prima corect. Linie acolo. Și și-a făcut vaccinul. Și ce să crezi, frate, că acum, deci când intră în casă, mi se downloadează toate filmele, ești nebun într-o secundă, filme de 1 giga, de 2 giga. Să ia cu tine în gură, să te ceartă, fii atent aici, că e o problemă cu vaccinul ăsta. Vaccinul? Nu, frate, nu, mi se aprind toată, mi se dă televizorul singur pe CNN, se deschide singur. Netflix, pe Netflix, direct. Direct. Nu, mă, pe CNN, direct. Mă scuzi, da, e pe partea. Da, și ți-am zis, de downloadez filme prin
30 de secunde am dat un dat un film întreg, ești nebun. Ia du omul la cumpărături și trece pe lângă acolo, vezi dacă... Păi, adevărat. Ia vezi dacă se achită direct. Mă, auzi? Așa, uite, așa că aveți grijă. Văd că s-a calmat Mihai Freestyle și tind să-i dau dreptate aici. Cred că și tablourile ai 4K și aerul pe care respire 4K acum, nu? Ăsta are numai tonița în casă, mă, stați comis. Tranzistorul, tonița, alea, da. Pot. Bar melodii. Aoleu, tranzistorul. Patraulea, unde e tranzistorul? Ce-i făcut cu tranzistorul? Da. Ce s-a asta de restaurant de aici, la Picasso și Goya. Da. Cum ai văzut săptămâna asta? Cum ai reacționat tu la declarațiile lui Oprița? Că pe mine, sincer, m-a enervat și nu m-a enervat Oprița. De Oprița chiar am fost plăcut surprins să văd că ne spune adevărul. Sunt convins că noi cam un rol important în tot ce se întâmplă astăzi. Și mă refer aici nu la noi din emisiunea asta, ci la noi suporterii Stelei. Dacă noi suporterii Stelei ne menținem acest interes, ca să nu numesc presiune, acest interes față de tot ceea ce se întâmplă la Steaua, și ne punem tot timpul în gardă în momentul în care se întâmplă lucruri greșite la Steaua. Și deocamdată am văzut că cineva mai devreme spunea că ce a vrut, domne, eu cred că e bine ce se întâmplă și toate lucrurile duc spre bine și nu știu ce. Nu prea e bine, prietene, îmi pare rău să te anunț, dar tot ce se întâmplă la Steaua este departe de a fi bine. Sunt lucruri anormale care se întâmplă pentru un club la nivelul Stelei, cu nume ca al Stelei, și dacă nu mă crezi, compară tu Steaua cu o altă echipă la nivelul ei și la Taliei sau cu un alt club, ca să luăm așa la nivel de secții. Dacă tu vezi vreo performanță sau ceva, eu unul nu văd nimic chiar. Performanță că am ajuns din Liga 4 în Liga 3 după 3 ani, asta, scuze, dar nu mi se pare atât de notabil încât să o iau în considerare. Era ceva normal și trebuia să se întâmple din primul an, după părerea mea. Așa că ce văd eu este că sunt în continuare lucruri care nu au soluție încă acolo. Sunt oameni care nu, probabil, sunt cei mai performanți sau cei mai competenți pe posturile pe care se află sau nu dau dovadă, nu văd unde e rezultatul lor. Nu există comunicare, e clar că sunt un pic dispersate taberele, un pic Ugăraru este un personaj neutru momentan, un personaj care nu vrea să se bage în niciun fel, e de-abia a venit, așa cum a zis și Fane, de-abia a venit acolo și nu vrea să se implice în vreun scandal sau să intre în vreo polemică sau să se alăture vreunei tabere, probabil că vrea să fie cât mai profesionist cu putință. Neutru. Cât mai neutru și cât mai profesionist cu putință să-și vadă de treaba lui. Doar că noi suporterii ne punem mare bază în el să se întâmple lucruri profesionist, să-i tragă de mânecă pe aia, să zică, bă, băieți, eu vin de la Ajax Amsterdam și eu am venit aici să aduc o altă mentalitate și să implementez altceva. Nu pentru un salariu, nu ca să joc cum încântați voi. Eu așa sper să se întâmple. Și să există o colaborare între oameni acolo, între Oprița, între Hâncu, între Ogăraru, între Boștină, între toți cei care se ocupă, nu știu, toți cei care sunt implicați. Să nu mai îmi spună că n-au bani, că e o minciună. Asta cu banii, dacă mai aud vreodată, nebunesc. Deci eu, unul, o să îmi fac eu emisiunea mea, ziarul meu, nu știu ce dracu fac. Încep să o iau razna dacă mai aud asta cu banii. Deci nu suport chestia asta, că e o minciună. Deci nu suport minciuna pe față. Deci au bani, stadionul ăla nu este o gaură neagră, stadionul ăsta este un motor generator de bani,
că nu știu ei cum să facă bani cu numele, cu brandul Steaua și cu stadionul ăla, bijuteria de 5 stele, este problema lor. Sunt incompetenți și proști dacă nu știu să facă bani. Cu... Dați-mi, vă rog frumos, mie brandul Steaua și stadionul ăla timp de un an de zile și vă garantez, dați-mi un an de zile să vi le plătesc, să vă plătesc, spuneți-mi voi sumă. Și eu vă garantez că vă dau triplu. Nu este posibil, nu este posibil să ai un brand ca Steaua pe mână și un stadion de 5 stele făcut nu din banii clubului, da? Că nu au dat din banii clubului, ei doar trebuie să-l întrețină din banii clubului și atât. Să nu-mi spună mie că ăla nu generează bani. Deci stadionul ăla va genera o grămadă de bani, o grămadă, ăla este generator de bani. Dar trebuie să știi cum să faci treaba asta. Și trebuie să-ți citești mail-urile și trebuie să intri în contact cu sponsorii și trebuie să intri în contact cu persoane care sunt competente și care știu. Din păcate, mediul din România este un mediu toxic, mai ales în ceea ce privește bugetare. Aici am cer scuze față de unii, poate unii sunt bugetari, dar am întâlnit foarte puțin bugetari competenți. În general, oamenii competenți care știu să facă bani sunt în altă parte. Pleacă din țară sau se duc la companii foarte mari, unde sunt foarte bine plătiți. Oamenii competenți care știu să producă bani, să facă bani, capitaliști adevărați, nu e o rușine să fii capitalist, să te ducă capul să faci bani mai mulți decât alții, aia se bagă în alte locuri. Nu se încurcă cu ministere pe unde se intră și unde totul este, se face pe o relaționare de-asta la nivel emoțional, așa. Te-a recomandat ăla, m-a sunat ăla pe linie ierarhică, de sus în jos. Aia n-ai să vezi. Și de-aia oamenii competenți se feresc să vină la Steaua. Și atunci există această falie, această prăpastie între ceea ce vrem noi să se întâmple și ceea ce se întâmplă. Și aici trebuie o problemă foarte delicată. Dacă clubul rămâne departamental, o să aibă parte numai de oamenii competenți, pentru că nu văd niciun competent. Nici măcar lumea zice că eu îl vreau, da, vreau, eu am zis public, am declarat public că l-aș vrea comanda pe Talpan, dar asta nu schimbă cu nimic situația. Talpan, dacă ajunge comandant, este tot un funcționar și tot un bugetar și tot un om care se pricepe bine, dar se pricepe pe felia lui și nu garantează nimic că va fi, clubul Steaua va ajunge acolo unde este locul. Ideea este de echipă dată. La clubul Steaua trebuie să existe oameni. Noi ne punem baza într-un om sau în doi oameni cel mult. Și asta este greșeală. Baza se pune într-o echipă, se pune în competență. Uitați-vă la cluburile de fotbal din lumea asta, să vedeți cine gestionează și ce gestionează acolo, cam câți oameni, câte sute de oameni sunt acolo și fiecare ce treabă își face și cum își face treaba. Uitați-vă la un club, nu la nivelul Stelei, cluburi mai mici ca Steaua, uitați-vă la cluburi, nu știu ce, AS Roma, care are 3 titluri și o finală de Champions League și atât. Da? Vedeți cu câte școli de fotbal au contract, cât scoutări au, cât ce persoane au în organigramă și cum se comportă și ce se întâmplă acolo. Da? Deci nu știu, ăsta mi-a venit acum pe un moment, dar uitați-vă, nu știu, la cluburile din Rusia, dacă vreți, ca să nu dăm așa, să nu ne ducem atât de departe, care sunt sub Steaua. Da? Vedeți organigramă la Zenit, San Petersburg, vedeți organigramă, da? La alte cluburi. La Dinamo Kiev vedeți organigramă. Da? Să vedeți acolo ce se întâmplă într-adevăr. Și după aia vorbim și dacă într-adevăr ministerul și clubul Steaua nu poate să susțină o asemenea organigramă pentru performanță, atunci da, ok, sunt de acord să se facă un parteneriat în care să sponsorii să poată să vină și să aibă, să se transforme într-o societate pe acțiuni sau într-un parteneriat public sau o societate de tip deschis pe acțiuni, în care să există un consiliu administrativ și un consiliu director și cu un om de la fiecare investitor, fiecare sponsor, un om în consiliul director, dacă atâta timp cât bagă bani, dacă este cazul să ajungă, dar asta deja ne gândim foarte departe. Dar pe moment noi nu suntem în stare să înțelegem că 3-4 oameni care sunt acolo, se învârtă acolo dintr-un colț în altul, nu sunt în stare să se înțeleagă între ei și nu se ajută între ei, nu se sprijină. Oprița vine și spune că nu are sprijin, că asta e mesajul pe care îl transmite Oprița.
Și eu nu vreau, eu nu văd un scenariu, da? Oprița se zbate, Oprița nu promovează în Liga a doua, că nu a reușit să aducă jucătorii pe care îi dorea și să reușească să treacă de FCSB 2. Și atunci Oprița este îndepărtat și singurul vinovat rămâne Oprița. Noi rămânem în Liga 3 și toată lumea dă vină pe Oprița. Dom'le, Oprița a fost de vină și uite, Oprița nu și-a deprins obiectivul și l-am dat afară. Și cine o să vină antrenor dacă îl dă afară pe Oprița? Păi cum cine? O Găraru, că la vreo voi suporte, nu știu că îți sprijiniți. Și uite așa mai trecem un an de zile din gură și mai acceptăm Liga 3 și anul viitor. Ei, eu nu vreau să se întâmple scenariul ăsta. Știți că eu am gura aurită, dar de data asta chiar nu vreau să o am. Și nu vreau să se întâmple scenariul ăsta. Aș vrea să fie evitat scenariul ăsta și aș vrea să, ca oamenii responsabili să-și asume. Și responsabili în momentul de față sunt conducătorii clubului, care nu lasă pe Oprița și îi spun motive că nu au bani și nu știu ce. Nu e normal ca anumite persoane să aibă nevoie de anumite lucruri, nu vorbesc de transferul aici. Sunt în clubul ăla lucruri de care se cer către departamentele de conducere, către departamentele de conducere și nu se obțin. Și li se motivează tot așa, că n-au aprobare, că n-a fost semnat o hârtie, că n-au panică, că stai, că n-au venit, că nu s-au deblocat, că s-au deblocat, că... mici chestii, adică dacă tu nu poți să deblochezi un 4.000 de lei, un 5.000 de lei, păi atunci, frate, ce să mai vorbim de transferuri? Dacă ei nu știau nici cu suma aia primită de la asociație ce să facă. Au stat și s-au gândit 100 de ani și au ținut-o blocată și nici acum nu știu dacă au deblocat-o. Au dat asociația 100 de mii de ron și se gândeau, bă, ce dracu facem cu ăștia acum, cu banii ăștia? Îi dăm, ne băgăm în ei, nu ne băgăm, îi ținem deoparte, ce facem? Înțelegi? Adică lucrurile astea se întâmplă și iar ei trebuie să știe că ei sunt niște funcționari publici și că tot ce fac ei acolo se află. Pentru că noi nu suntem niște fraieri care stau la colțul străzii și beau vodcă de 2 lei și habar n-au pe ce lume trăiesc. Noi suntem aia din jurul lor, frate. Noi suntem aia de care ei depind, de care viața lor depinde. Noi suntem vânzătorii, noi suntem șoferii, noi suntem avocații, noi suntem ăia de la poartă, ăia de la intrare, ăia de la birou, ăia de la bancă, ăia de peste tot din jurul lor. Suntem o masă eterogenă de oameni, oameni unii intelectuali, alții mai puțin intelectuali, unii cu joburi bune, alții cu joburi mai puțin, cu relații, cu prieteni și așa mai departe, și aflăm tot ce fac ei acolo, absolut tot ce fac ei, noi aflăm. Da? Dacă vrea domnul Hâncu să afle de unde, n-are decât să își închidă absolut toate relațiile și contactele cu lumea exterioară. Pentru că noi suntem lumea exterioară, în care el e nevoit să trăiască. Și de-aia aflăm. Și rog ca mâine dimineață când se duce la serviciu, să vadă ce fac caii de la baza hipică de călărie a clubului Steaua. Rog frumos să ducă să vadă în ce condiții sunt caii acolo. Da? Că uite așa mi s-a pus mie pata și chiar aș vrea ca domnul Hâncu să fie transmis mesajul ăsta de către mine, un suporter. Da? Că vreau să ducă să vadă ce fac caii de la baza hipică a clubului Steaua, da? De la clubul Steaua, de la secția de călărie. Vadă dacă sunt bine, dacă dorm bine, dacă alea, să ne facă eventual niște poze și un interviu cu cei care se ocupă acolo și să-l publice. Că suntem curioși, da? Că Steaua înseamnă absolut tot. Ce înseamnă? Și ce facem la Polo dacă tot l-a demis pe cel care se ocupa pe șeful secției de Polo, îmi scapă numele acum. Mai luăm campionate? Ce facem anul viitor sau anul ăsta la rugby? Luăm campionatul sau tot așa pierdem cu Baia Mare sau cu nu știu cine, la handball? Reușim să ajungem și noi undeva la celelalte sporturi? Hockey-ul, ce facem cu hockey-ul? Secțiile alea din incinta stadionului, se spunea că în incinta stadionului vor avea sediu și alte secții, inclusiv boxul vor avea sală de antrenament și sediu secție de box a clubului Steaua. Și erau mai multe, nu știu, erau enumerate acolo, tenis de masă, nu mai știu ce. Ce se întâmplă? Se duc? Clubul Steaua de fotbal va avea birourile în stadion? Vor avea birourile acolo?
Sunt multe întrebări la care ar trebui să ne răspundă. Și dacă nu poate el să pună pe cineva să răspundă, dar trebuie să răspundă. El asta nu înțelege, el trebuie să răspundă la astea. Nu răspunde azi, va răspunde mâine. O să-l întrebăm și mâine și poimine și răspoimine. O să-l întrebăm în continuu, așa, în continuu, non-stop. Îl întrebăm până când o să-l întreb, nu numai eu, încă 100, încă 1000, încă 10.000, încă 100.000. Dar toți o să punem aceleași întrebări în continuu. Din toate unghiurile și din toate... Nu există loc să se ascundă, pentru că e comandantul clubului Steaua și nu poate să ducă să se izoleze de nimeni. Pentru că el e acolo și noi știm tot ce face. A, ei, ăsta e adevărul. Și știm și cum s-au făcut transferurile astea și știm și cum s-au deblocat lucrurile. Și știm tot că ne interesează și că nu stăm pe net să pierdem vremea, ci stăm ca să aflăm informații și să vedem ce se întâmplă acolo. Chit că suntem mai departe, mai aproape, chit că e pandemie, nu contează. E, lucrurile astea ar trebui ca cei de la club să le lumege un pic și să le gândească și să-și deschidă mail-ul și să intre în discuții și să vadă ce pot face ca să ne țină pe noi mulțumiți și să promoveze în Liga a doua și să nu se îndeplinească scenariile noastre, ci ceea ce trebuie să se îndeplinească la Steaua, lucrurile normale care sunt tangibile de către un club ca Steaua. Și să facă bani, că asta îmi doresc, să fie capitaliști, să facă bani cu clubul Steaua, să aducă, să genereze bani, brandul Steaua și stadionul ăla și toată baza lor sportivă și toate titlurile alea și toate performanțele pe care le vor face în viitor, să genereze bani ca să susțină performanțele. Că așa se face. Și dacă n-au cum, să aducă oameni profesioniști, că sunt și vin, dacă știu cum să-i cheme alături de ei și să îi atragă. Nu e greu. Nu ne punem baza nici în George Ugăraru și nici în domnul Mădălin Hâncu și nici în Florin Talpan și nici în Oprița și nici în nimeni. Ne punem baza în ei ca echipă, în ei ca reprezentanți, ca funcții, că sunt acolo pe o perioadă determinată, nu sunt pe vecie, nu sunt până la sfârșitul lumii acolo. În perioada asta determinată ei trebuie să facă o echipă acolo și să aducă oameni competenți și să lucreze împreună toți ca să ne țină pe noi mulțumiți. Da, că ăsta este scopul. Da, ca de obicei aș vrea să te contrazic, însă nu pot, pentru că același tip de discurs l-am avut și eu la începutul emisiunii, fix la fel. Cuvintele au fost altele, mesajul în schimb a fost același. Și uite, cred că următoarea emisiune, rece, mă gândesc să o intitulăm în felul următor, sâmbata viitoare. Trandafire, patraulea, dormiți, mă? Așa nu, cuvule, eu când intru aici, nu mai am somn. Da, uite, ce se astea pe YouTube, mi-e scrie felul următor, pe dacă nici Steaua nu are bani. Și exact cum a spus la începutul emisiunii, ok, nu ai bani. Să zicem că acceptăm pentru că nu că e fire să acceptăm, dar acceptăm să zicem pentru că trăim într-o pandemie și este foarte posibil ca anul ăsta guvernul să nu aloce același buget pentru clubul armatei Steaua București. Păi bă, dacă îți mai taie guvernul din buget ca să cumpere medicamente, vaccin și eu mai știu ce Dumnezeu mai trebuie prin spitale și e o logică corectă, bă, tata, exact cum a spus la începutul emisiunii, tu, conducerea Stelei, ieși în față și vorbești cu sponsor, vorbești cu oameni pentru că brandul Steaua atrage. Inclusiv stadionul, e ca un magnet, exact cum am spus. Ești frumos în față și începi să muncești. Și ia să vezi tu cum poți să mai aduni încă un buget de 24 de milioane numai de sponsori. Dar trebuie să vrei să muncești, trebuie să vrei să-ți dai interesul. Trebuie să vrei să faci ceva pentru Steaua. Da, așa, exact asta. Cu mâinile curate. Hai mă că facem niște transferuri, trimitem echipa de fotbal în cantonament și gata, ne-am spălat pe mâini, am mai scăpat de nebuni încă o lună de zile. Nu. Exclus. Exclus pentru că noi o să fim mereu aici.
Da. Avem un prieten, un ascultător, se numește Mihai Gumă. Scrie de ceva vreme pe chat pe Facebook și se miră întotdeauna, se miră acum ce 24 de milioane WTF, adică what the fuck, că am trecut de miezul nostru. Da, prietene, suporteri al echipei FCSB. Da, bugetul clubului sportiv al Armatei Steaua București, da, deci subliniez al Armatei, da, nu al altuia, al Armatei, atât a avut bugetul anul trecut, 24 de milioane de euro. Da? Accesează tu frumos Ministerul Finanțelor Publice, accesează Ministerul Apărării Naționale, accesează site-ul clubului Steaua și o să vezi că sunt date publice, prietene. Dar tu ești neinformat, cum la fel de neinformat ești despre acele două hotărâri judecătorești. În niciun caz te înșel, nu sunt suporter al echipei FCSB. Foarte bine, poți să fii suporter cum vrei tu. Înțelegi? Dar ăsta este bugetul, prietene, interesează-te. Accesează site-ul clubului Steaua și o să vezi că sunt informații publice, sunt tabele făcute acolo și cum s-au cheltuit cele 24 de milioane de euro. Da? Nu vorbim povești, asta e o realitate. Despre asta vorbim. Ok. Băieți, vă propun ca la... vă propun ca la ora 1 să închem și până atunci mai sunt, să zic, vreo 30 de minute și vreau să vorbim un pic, dacă sunteți de acord. Lucian, lasă-mă și pe mine puțin să vorbesc despre chestia asta cu cum. Te rog. Părerea mea, nu știu, deci este numai părerea mea. Eu cred că acești comandanți care au fost de-a lungul timpului, în ultimii 5 ani, au fost niște păpuși și au fost dirijați de niște păpușari. Eu cred că și domnul colonel Câncu la fel este o păpușă care are deasupra un păpușar care îi trage de acele sfori și gesticulează și face și nu știu. Deci se vede clar că dacă ar fi fost și chiar rău intenționat sau bine intenționat, făcea ceva. El e precum ceaiul, nu face nici bine, nici rău, ba din contră, cred că face mai mult rău fiind într-o stând așa, în letargia asta. Și cred că nu se vrea. Cred că sunt alte discuții în spatele cortinei. Cred că se vrea distrugerea clubului în totalitate ca să vină să ia nu știu cine pe 2 lei. Deci au fost până acum 3 comandanți după reactivarea secției de fotbal. Bă, niciunul să nu facă ceva. Da, este foarte trist. Este foarte trist. Și încă o dată, nu știu, mă obsedează chestia asta. Când aud nu am bani, mă vine să mușc paharul cu apă pe care l-am în față. Nu poți să-mi spui că nu ai bani. Există și ceva. Nu ai bani, faci bani. De-aia ești pus într-o funcție de manager. Da? De-aia ai oameni pe lângă tine. Și încă o dată, nu mă refer doar la Câncu. Eu cred că e și greu să facă ei bani, pentru că dacă s-au lăsat tot timpul umiliți și călcați în picioare de terțe persoane, de copywriterii de la ProSport și la asta, și tot timpul suntem umiliți la club și la asta, e și greu să mai se ducă la la un patron, la un CEO de companie, să spună, domnule, uite așa, așa, așa. La primul rând o să ceară niște referințe, bă, ce comandant, ce reprezintă clubul acum, în ce stadiu se află. Și când o să vadă că toți fac mișto de club și așa, nu o să vină. Eu
este cel mai puternic brand din sud-estul Europei. Dar oamenii când vin, sponsorul vin cu un anumit interes. Ei nu vin să bage bani la Steaua, că poate foarte puțin bagă bani la Steaua. Vezi, doamne, sunt steliști sau că iubesc clubul ăsta și așa. Nu, ei bagă din interes ca firma lui să fie promovată, să aibă audiență și mesajul lor să ajungă la cât mai mulți oameni. Dar dacă din partea clubului nu se face nimic ca să se vadă că e o dorință, da? Nu știu, ăștia de la Academia Rapid, nu știu ce, cum se numesc ei, a 17-a echipă Rapid, bă, s-a văzut aia că care sunt patroni pe acolo, că au interese, că au, s-au zbătut, au adus jucători, au, cu manevre, cu, înțelegi? Bă, da, și-au mărit scopul, au ajuns în Liga a doua, în cât, în 3 ani. Noi, în 3 ani, trebuia promovat în Liga a treia. Și să nu spuneți mie că clubul Rapid e mai, adică clubul ăia, ce sunt ei acolo, academicieni, sunt mai puternici financiar decât Steaua. Hai să fiu serios. Deci sunt multe probleme. Deci eu cred că se vrea situația asta de la Steaua, că eu știu dacă ar fi fost ministru și aș vedea că nu știu, poate odată la 3 luni de zile se interesează și de clubul Steaua. Să vede, ia să vedem, mă, ce fac ăștia de la clubul Steaua și să uită și pe presă, să vede că, să uite că toți ne ia la mișto, că și bă, dar voi nu promovați, uite, deja șansele se discută că sunt din ce în ce mai mici, că vine ăla cu nu știu ce cocalar de acolo și sămânțari și maneliști la Liga 1 să joace la, la... Ce nu, nu cheamă? Că, nu știu cum să spun, mi se pare ceva ciudat așa, adică chiar deasupra comandantului Steaua, ăștia, ăstora, care sunt prin minister, chiar nu interesează. Nu, se vrea chestii. Eu așa, asta e părerea mea, poate greșesc. Dar cred că se vrea pur și simplu neutralizarea clubului, ca să nu spun așa. Adică să stea într-o așa un fel de... Era înainte Dinamo Viada, Daciada, chestii de-astea acolo. Să fie undeva într-un loc, câțiva care fac și un sport acolo. Deci este, da. Nu, eu nu găsesc altă justificare de atâția ani de zile. Nu vezi că tot merg pe același șablon. Adică nu, nu se fac progrese. Noi nu, nu vrem, ba că nu ne ducem în Liga 3, că nu vrem, că nu știu ce, ba că nu ne trecem, nu ne cerem drepturile să jucăm direct în Liga a doua, ba că nu ne face notificări la federație că nu știu ce ne face federația, ba ne calcă sămânțarul ăla de țăranul ăla de lumânare în picioare și nu știu ce și nu știu cum. Despre ce vorbim? Adică, bă, totuși clubul Steaua este un, în primul rând, că e condus de un colonel, adică un ofițer superior la armatei române. Și se lasă așa, adică eu nu știu, dacă aș fi fost în postura lor, ori nu acceptam funcția asta de păpușă. Da, și doctor, da, și dacă vă uitați pe ce postează, că am avut acum câteva luni, am scris lui Lucian, bă, vezi că uite cum scrie la sună tu sau să-i șteargă dracu greșelile de pe acolo, că ne facem dracu de râs. Apropo de doctor. Bă, te întreb pe tine, ai văzut vreun politician, ce-a mai pus întrebarea asta, vreun politician din România în ultimii ani, 20 de ani, să vorbească despre sport, să vorbească despre revitalizarea sportului, readucerea sportului românesc în, în cadrul, în, la nivel de performanță? A mai vorbit vreun politician, în afară de faptul că se pișă pe ei când o văd pe Simona Halep și încearcă să și lege imaginea de, de Halep sau de Cristina Neagu sau de, eu știu,
câte o excepție, câte un sportiv, cum au profitat de Lucian Bute și au făcut niște măgării pe seama lui acum 10 ani, da. Gala aia, nenorocită aia de gală. Oameni care muncesc, care se trezesc dimineața și nu vreți să știți ce chinuri trec și ce antrenamente ca să fii la nivelul ăla de performanță, primii din lumea asta sau să fii campion mondial la un sport, ce antrenamente și ce muncă înseamnă. Și vin toți iloșii ăștia, toate scârbele astea de politicieni și se bagă în seamă. Așa este și la... De ce voi credeți că la Steaua e ceva diferit de restul lumii în România? Dacă în România absolut toate cluburile de renume au ajuns să fie șterse pe jos cu ele. Lumea, mai devreme, nu știu cine dracu, spunea că Dinamo, că e un exemplu, că nu e, frate, niciun exemplu. Suporterii lui Dinamo, din păcate, au ales să susțină un club care este la fel ca și FCSB. Dacă mâine apare un talpan la Dinamo, la FCDB, mâine dacă apare unul ca talpan, mâine, de fapt, la SC Dinamo, la Clubul Sportiv Dinamo, la CS Dinamo, dacă mâine apare Dinamo, ăia din Liga 1 se transformă în FCDB, exact cum s-a transformat în FCS și dispare tot și sunt în aceeași situație ca și noi, cu o privatizare nereușită și ilegal făcută în același timp, la începutul anilor 2000. Borcea, Badea și aia care au preluat exact ca becanii totul. Nu da, da, deosebirea, scuză-mă că te întrerup, ce deosebirea că ea la Dinamo măcar a luat în baza unui contract între ei și CS Dinamo. Adică da, le-a dat era și acolo. Era și acolo. Nu, Becali n-a luat nimic. Becali n-a luat nimic. El a făcut cu AF, cu ăia lui Păunescu. Da, da, da. Dragul semnă. În fi, da, prostie, au luat, da. A luat în locație. Lucrurile sunt total, crede-mă, dacă stai să cauți și acolo și acolo sunt niște găuri și niște mizerii. Cum e și la Rapid. Bineînțeles, bine, Copos, care e un cel mai mare comunist și șeful UTC-ului și comuniști și securiști, că și ăștia de la Dinamo, Badea, ginerele lui Ion Teleagă, lui Ion Dincă, da. Exact. Și, adică niște comuniști, niște nenorociți care au pus mâna pe aceste grupuri. Bine, oricum ăla era securității din Dinamo. La Rapid a venit un comunist, ăia din mare anticomuniști, se credeau ei, l-au adorat și l-au idolatrizat. Noi am fost singurii suporteri, noi ăștia de la Sud, care nu am acceptat și nu i-am idolatrizat pe nenorociți ăștia care au venit și au privatizat fotbalul și l-au făcut varză. Și am spus lucrurilor pe nume și am fost împotriva lor. Singurii, atât în rest, niciunii nu au fost curați. Și li se întâmplă ceea ce merită să li se întâmplă și lui Dinamo și lui... Iar Dinamo că strâng acum niște bani. Păi și noi dacă eram Steaua, rămânea o singură echipă și nu se împărțeau chestiile astea cu FCSB și cu nu știu ce și noi, să devenim o echipă de amatori, practic, reactivată și așa mai departe, noi am fi susținut și noi, dar niște că eram foarte mulți și am fi vorbit altfel. Noi ne luptăm acum, în primul rând, cu nedreptatea și cu ilegalitatea și cu ce ni s-a făcut, că ne fură o altă echipă identitatea și că mai profită de ea și cu presa și cu toată lumea. E foarte greu să mai strângi și o grămadă de bani și să strângi ca să ce? Ca să îi dai la club. Eu ți-am zis în continuare, eu susțin și mă bucur că băieții ăștia de la asociație fac chestia asta, da, și că încearcă să ajute și să se implice cumva, să conteze cumva în ecuația asta. Dar mie mi-e foarte frică că în momentul în care nu se vor, dacă nu se, Doamne ferește, eu sper din tot sufletul să n-am dreptate, dar dacă Steaua nu va promova în Liga a doua, foarte mulți oameni vor zice, păi da, mă frate, dar eu am dat bani și eu, de ce am dat eu bani la aia? Că ei au zis că dacă ajut și intru în națiunea asta listă și fac aia și nu știu ce, o să fie bine. Și uite acum, păi și eu ea sunt mână-mână cu aia, nu știu ce, și își pierd credibilitatea, ceea ce e foarte periculos, e foarte, foarte, foarte periculos și n-ar trebui să se întâmple asta. Și atunci,
Eu zic că trebuie pusă presiune pe cei din club să facă lucruri constructive, să vină transparent, să zică, bă, băieți, ok, noi suntem tâmpiți, nu știm ce să facem, nu suntem competenți, noi nu știm să... Noi venim la muncă, să ne luăm o condică și plecăm acasă. Ne luăm niște salarii de multe mii de lei și suntem bugetari, nu suntem ca aia de la primării. Toi vin și fac treabă, optin și nu știu să deschidă mail-ul, dar au salarii de 7.000 de lei, 9.000, iPhone și nu știu ce. Da? Așa sunt și ăștia. Bă, noi nu știm să facem treabă. Dar uite, mă, frate, hai să ne ajutăm unii pe alții, hai să ne implicăm, uite, suntem deschiși la colaborări, la astea, nu vrem să facem doar să ne luăm niște funcții și niște pensii mai mari și căcaturi de genul ăsta, mizerie, să atârnăm la niște bani. Păi atunci s-ar sta de vorba altfel. Dar, din păcate... În momentul de față, nu se vrea la nivel național, nu că nu, și că nu se vrea, că urăsc SEO-ul ăla, v-am mai zis eu. Nu vor, frate, politicienii, în primul rând, și cei din serviciile astea care conduc țara, că se urăsc băia, dracu, să ia pe toți, nu știu care sunt, băia vechi aia noi, când sunt unii din niște servicii, când sunt alții, când trag într-o parte, când în alta, de nu mai știi de capul lor. Dar nu vor, n-au niciun interes să aducă sportul înapoi la nivel de performanță, să avem echipe naționale puternice la sporturi, să avem echipe de club puternice, să existe această emulație, oamenii să meargă de drag pe stadioane, să iubească echipe, să creadă în ceva, să aibă o speranță. Vor să ne distrugă orice speranță, să ne îngroape și să ne învrăjbească, să fim unii împotriva altora și cât mai divizați posibil. Și așa fac românii noștri, nu străinii, românii noștri care conduc țara aia și pe care îi votăm. Și de-aia zic, e ușor de zis că să strângem rândurile, să nu știu ce, dar ideea este că în momentul în care nu avem o bază solidă la acest club, e foarte greu. Eu nu sunt fatalist și urăsc să mă dau un vinț, să urăsc înfrângerile. Nu suport, am spiritul ăsta în mine, de-aia țin cu Steaua, că nu suport să las capul plecat și să accept înfrângerea. Dar în momentul de față, fără înțelegere și fără bază solidă și fără o colaborare solidă și fără sprijin pentru oprița și fără sprijin pentru echipă și fără să mai găsească scuze mizerabile și că n-au bani, altfel nu se poate. Dacă nu facem, dacă nu ne implicăm noi să-i spunem în fiecare zi colonelului Câncu și celor care îl conduc, că zici tu că poate sunt unii care el e o marionetă și sunt, măi, să ajungă la ăia. Bă, noi știm, oricum știm cine sunt și ăia. Știm cine sunteți și voi, știm cine e și el, știm cine e clubul Steaua, știm ce se poate face. Faceți, frate, ce trebuie. Ajutați clubul ăsta să reacționeze, că altfel vă zicem în fiecare zi, o să facem noi, că asta facem acum, presă independentă. Facem presă independentă ca să spunem adevărul. Că presa aia, bă, care nu știați voi, infițuicile alea care acum mai emit pe internet și filme cu familia Bandi pe televizor, aia nu spun adevărul și au ajuns la sapă de lemn. Noi spunem adevărul și o spunem gratis, uite așa, și o să spunem în fiecare zi. Asta este. Băieți, eu să închid. Nu mai stau. E târziu și mai am ceva de terminat aici. Vă salut pe voi, salut pe ceilalți, vă las în continuare pe voi. Și, fane, sunt alături de tine și de proiectul ăsta o să eu nu pot decât să donez de aici bani, să-ți trimit ție și sper ca cât mai multă lume, cât mai mulți deliși să se unească în jurul nostru și în jurul comunității și în jurul Peluzei Sud și în jurul asociației. Și să participe la acțiunile pe care le inițiem cu toții și să fim ca o familie, să ne facem în primul rând pentru noi, pentru a ajuta pe ceilalți și poate binele ăsta
la un moment dat se va întoarce și către noi. Vă las, băieți. Te pupăm. Bună. O seară bună, frățior. Basta, Lece. Numai bine. Da. 2:30 de emisiune. Am discutat multe și din pricina oboselii am editat emisiunea episodul 9, de fapt este episodul 10, să modificăm după emisie. Eu zic să închidem, pentru că să nu a fost o săptămână grea. Și simt pentru mine a fost o săptămână grea, dar a fost pentru toți o săptămână grea, dar se pare că lucrurile au luat o întorsătură corectă, să spunem așa. Cât o putem numi corect, cât o putem numi corectă, dar încă o dată s-a adevărat, ca și în cazul lui George Ograru, că atunci când noi suporterii punem puțină presiune pe oamenii ăștia din conducere, se întâmplă lucrurile într-o direcție corectă. Sper că să nu mai fie nevoie să punem noi presiune, exact cum a spus și Fare, și să ca, și aceste lucruri corecte să se întâmple în mod firesc. Nu trebuie să ne ducem noi la club și să spunem că îl vrem pe George Ograru, un profesionist în clubul nostru. Nu trebuie să dăm noi telefoane și să scriem pe Facebook articole sau să facem emisiuni sau să comentăm sau să postăm și să se întâmple să găsească soluții ca echipa de fotbal să plece în parlament. Luci, o mică paranteză și îmi cer scuze că te întrerup. Sau să punem presiune până în momentul în care cei care au puterea de decizie în club, în momentul când vor să iau o hotărâre, să zică hai să o facem pe bune că iar ne sar nebunia în cap. Adică exact. Să le suflăm în ceafă. E foarte simplu. Deci punem presiune până în momentul în care toate vor începe să decurgă normal în clubul ăsta. Exact. Și să se țină cont că suntem acolo, adică nu mai suntem o cantitate neglijabilă după timpul lui Gigi. Da? Între timp ne-am trezit. Suntem aici și vă respirăm în ceafă. Cum ați călcat greșit? Cum v-am sărit în cap? E foarte simplu. Deci pusă presiune până în momentul în care toate or să înceapă să decurgă normal, bă, băieți. Deci nu trebuie să ne culcăm pe ureche, că am mai trecut prin episodul ăsta. Exact. Când am dormit pe ureche sau ne-am culcat liniștiți că lucrurile merg bine. Nu, nu. Pentru asta suntem noi, suporterii. Deci ăsta e rolul nostru. Să punem presiune până când considerăm și noi, că lucrurile decurg normal și firesc la club. Așa este. Din păcate, așa este. Din păcate. Dar se spunea tot timpul că trebuie să fie liniște la club, că băi, am înțeles. Lasă primul. Că liniștea s-a dus în 89 odată cu Iliescu să fie liniște. Nu, da. Mai frate, las că da. noi preferăm haosul. Noi suporterii preferăm pentru haosul. Pentru că noi suporterii nu avem nimic cu antrenorul, cu jucătorii, vorba aia. Nu punem presiune pe ei, nu... Bă, oameni buni, da. Uitați-vă pe internet că e plin de filmulețe în care suporterii fac legea și ordine în cluburile pe care le susțin. Adică stai mă un pic, noi suntem mai proști ca alții. Noi nu putem face ce fac și alții. Hai să copiem și noi de afară ce ar fi mai, în ghilimele, mai bun pentru noi. Adică să facem și noi ca alții, să vedem, dă roade. Că dacă ne culcăm așa pe ureche la nesfârșit, de-aia nu o să ne meargă bine. Și o să tot arătăm mereu cu degetul că ia uite, bă, ia uite aia ce au făcut. Păi noi de ce nu facem? Păi ce se frește? Ale, să facem acum o chestie, să nu se înțeleagă că incităm la violențe sau nu, că nu, facem... Nu, nu. Presiune la modul bun. Adică da. Dacă și noi considerăm ăștia care nu suntem în cadrul clubului acolo, considerăm că lucrurile nu merg bine, haideți tată peste ei un pic. Ia stați-mă un pic, hai să mai stăm și noi un pic de vorbă. Bănea, șeful sau colonelul sau cine ești tu, hai să stăm un pic de vorbă. Da? Sau nea antrenorul sau nea cine ești tu acolo. Ia veniți-mă un pic, aveți și noi ceva de vorbit. E foarte simplu, bă, băieți. Ideea e să nu ne mai culcăm pe urechi. Cum au mișcat un picuț greșit sau
nu știu, ni se pare, deci dacă și nouă ca suporteri o să ni se pară ceva așa, hai să luăm atitudine, mă, băieți, să nu ne mai culcăm pe urechi. Lăsați liniște, să fie liniște la echipă. Așa, mă, și dacă e liniște, ce facem? Mai stăm pe Liga 3-a, că vreo 2-3 ani, că, dar noi am preferat liniște. Păi nu poți să fii și cu... Nu știu, eu cred că... În spate și cu sufletul ăla, știi cum ar... Eu cred, pe lângă chestia că nu interesează, ei nu realizează că totul se mă umplu. Nu se spune fan, nu fanion. E șampion. Da. De ce nu realizează că sunt la Steaua, înțelegi? Poate ei realizează, mă, dar vin ordine de sus, care de fapt acolo sunt alte filme. Nu cred că realizează. Totul e politic. Totul este politic în societatea asta, da? Și ordinele vin de sus. Degeaba ești tu comandant la CSA dacă faci doar ce ți se dictează. Tu n-ai niciun cuvânt de spus. Asta e și părerea mea. Și spuneam lui Lucian că el spunea că să vezi acum, după ce s-a dat drumul la stadion și ne ducem în Liga a doua, că să vină politicieni, zic, nu mai iau ăștia în calcul, mă, nicio chestie politică. Adică nu-i mai interesează zona asta de suporteri, pentru că na, nu poți determin peruza sud să voteze cu partidul respectiv. Bă, băiți, ați văzut, mă, filmul Senatorul Melcilor? Da. Da. Despre ce vorbim noi, mă, nene, aici? Deci toate se schimbă și se aranjează la o cafea. X cu Y se întâlnesc la o cafea și pun la țară, la cale, ce să se întâmple mai departe. Și în sport, și în societate, și Bane. În transporturi, și în învățământ, și în medicină, și peste tot. Eu nu pot să-l uit pe Becali ăsta. Când a făcut o declarație la televizor, deci nu pe surse sau, și a spus așa, când o să vină PNL-ul, a zis-o acum un an și ceva, o să vină PNL-ul la putere, are el oameni acolo în PNL și o să pună un ministru la apărare care să o să zică să-l cheme pe el și o să zică ia clubul Steaua, fă bani cu el și fă performanță. Frățiorul, dacă vrei să fii conștient de părerea mea, nimeni nu se mai asociază cu Becali, că e prost de gură. Vorbește gura fără el, vorbește mult și prost și te trage în jos și pe tine. Nu e vorba de asta. Te bagă și pe tine în martor, cum s-ar zice. Auzi, Fane, stați un pic, că nu... Asta, omul ăsta, pe care vorbiți voi, are probleme psihice, ca să nu zic altceva. Da, e... Hai să ne înțelegem bine, nimeni de statul român nu își permite să-i dea lui Steaua, pentru că Steaua nu este a domnului. Eu nu sunt convins de chestia asta. Dar nu poate, Gabi, nu poate, e imposibil să-i dea, pentru că dacă puteau să-i dea, dădeau de mult, dar nu se poate. Nu știu că sunt niște hotărâri judecătorești de care trebuie să mă ține și noi, chiar dacă ne convine sau nu, asta a spus-o justiția, nu o spunem noi. Suporterii, că să zici că poate noi suntem pătimași sau le vedem altfel. Nu, frate, da, sunt niște hotărâri judecătorești. Da, pe lângă hotărâri judecătorești, nimeni din statul român, vă spun foarte clar, nu își permite să facă o astfel de greșeală încât să dea unui persoane fizice sau unei companii să dea un brand al statului român. Nu poți, nu te lasă legea. Trebuie făcute licitații, trebuie să duci. Da, mă, da, și duci clubul la faliment, cum s-ar zice. Se constată că nu mai există performanță la clubul nostru și zice, da, ta nene, că s-au vândut activele armatei. A interiana aia unde a făcut Udrea blocul ăla cu ăla cu Google împreună, nu pe terenul armatei. Deci se poate da activele armatei la vânzare, înțelegi? Și bineînțeles, se fac licitații și o să câștige cine trebuie. Și o să ia clubul ăsta pe 2 lei. Deci nu e scusă varianta asta. Nu este scusă, Gabi, dar nu este scusă varianta pe care o spui. Da, bă, dar mai suntem și noi pe acolo. Aici e problema. Mai suntem și noi pe acolo. Aici e problema.
Măi, Fane, tu ai văzut și ați văzut că la toate meciurile noastre din Ghencea erau cel puțin 200-300 de jandarmi și nu aveam nici măcar, ăia nici măcar echipa oaspete, nu aveau jucătorii, trebuia să aibă pe banca de rezerve și veneau 200-300 de jandarmi. Ce mare brânză, tu îți dă interzi, îți dă amest, te umflă de amest, clar, nu mai e problema, nu mai e cum era pe vremea lui Ceaușescu, că nu se băga miliția decât după ce se termina bătaia. Și lua pe ea răliții, lua cu salvările și pe ceilalți îi ducea la circă și îi lua la bătaie. Nu, acum... Bă, uite, sunt de acord cu ce spune Mihai Gumă pe Facebook, ce că nu răspundeți la mesaje. Păi sunt foarte multe mesaje, dacă am răspunde la toate, ar trebui 10 ani de minute. Dar el are dreptate, nu are cum să fie dat clubul pe 2 lei, trebuie licitație publică. Da, dar Gabi se referă la faptul că licitația respectivă va porni de la un preț foarte mic și va cumpăra cine trebuie. Problema licitație se face cu hotărâri de guvern, știu, sunt niște proceduri de urmat. Dar dacă trebuie să motiveze de ce vor să vândă clubul ăsta, înțelegi? Omul nu mai e rentabil, nu mai știu ce, hai să-l vindem. Da, doar că Gabi, aici mă despart un pic de tine, pentru că eu consider că ideea asta ta este un pic fantasmagorică și spun și de ce. Este foarte posibil să se întâmple de zi, nu? Însă, Steaua are noroc cu noi. Cu noi suporteri, pentru că suntem foarte mulți. Și pentru că în momentul în care noi sesizăm că se întâmplă o astfel de mizerie și ieșim în stradă vreo 20-30 de mii de oameni, s-ar putea să, ca mizeria să nu se mai întâmple. Aici despre asta este vorba. Asta este norocul Stelei și eu cred foarte mult în suporterii Stelei. Cred foarte mult în Peluza Sud și în toți oamenii care sunt suporterii acestui club. Da, mă, dar și, din păcate și, nu noi putem nu suntem face seama. Ba da, Gabi, dacă ieșim 30 de inși în stradă, dacă ieșim 30 de inși în stradă, spune că vom fi luați în seamă foarte bine. Și nu uite, știu, asta e o ipoteză de... Uite-te că se întâmplă chestia asta. Da? Uite-te că se întâmplă chestia asta, pentru că l-au plimbat pe George Ogăraru atâtea luni și nu l-au adus în cult. Cum am pus noi suporterii puțină presiune și cum AS47 și cu Peluza Sud s-au înfipt un pic, iată că s-a putut să-l angajăm pe George Ogăraru. Da? La începutul săptămânii nu erau bani de transferuri, nu erau bani de cantonament. Cum am început să vorbim și noi, probabil și băieții de la AS47, cred, nu știu ce fac băieții, n-am putut să vorbesc cu ei, dar probabil cum noi am avut informații și ei au avut informațiile lor. Cum Steaua Liberă a făcut emisiune pe tema asta, iată că s-a schimbat. Deci cum a pus puțină presiune din nou, s-au schimbat lucrurile, brusc au apărut transferuri, brusc au apărut bani de cantonament. Deci uite că oamenii ăștia din club reacționează. Da? Eu văd ce se întâmplă și la cealaltă disciplină. Mă uit ce se întâmplă la rugby, unde există decât Steaua și Baia Mare, mai sunt unii Tomadini, deci campionatul e sub orice critică, slab. Mergem tot timpul până în semifinale, semifinale out. La handbal sunt Dinamo și mai e o echipă. În rest, farză. Și nu câștigăm niciodată campionatul, adică de mulți ani nu mai câștigă campionatul. Ce să-ți mai zic? La celelalte, la Polo. Că la Polo noi și cu o echipă ce mai suntem, că restul sunt plutitori. Deci nici în condițiile astea în care avem infrastructură, în care am avut tradiție, câștigam la rugby, la handball, polo, na, hockey câștigam. Și nu nici acolo, în condiții în care campionatele sunt foarte, foarte slabe, cu echipe care n-au bani de deplasări și nu se prezintă la meciuri și la astea, nici măcar acum nu putem câștiga. Deci, înțelegi, totul este, mă uit așa,
parcă clubul ăla e în paragine. Sunt clădirile alea de pe vremea mea, când mai ales aia unde se schimbă ăștia când joacă fotbal, oaspeții și alea. Deci alea sunt la... Când eram eu juniorii la Steaua prin anii 80, sunt nemodificate. Deci nu, nimic s-a întâmplat acolo. Da. Terenul de tribunele alea de la Ruibi, nu, adică nu fac nimic ca să vină spectatori, să fie atractiv, înțelegi? Înainte la Ruibi se venea la erau cel puțin 1000-2000 de oameni, erau la meci. Acum nimic. Nimic. Da, pentru că mă refer în perioada pre-pandemie. Deci nu este, deci parcă zici că este un, nu știu, mi se pare așa sinistru. Steaua era, nu știu cum să spun eu, gardul ăla viu, tăiat, aranjat, curățenie, spălat, alea pe acolo, nu. Acum totul e așa într-o paragine, dalele alea care mergeau pe terenul ăla de handball sunt tot alea de acum 50 de ani. Deci nimic, aceleași tufișuri, aceleași corcoduși de la roșii pe acolo. Deci nu e făcut nimic. Adică în 40 de ani nu s-a schimbat absolut nimic. Deci este, nu știu, de-aia zic că eu, care sunt stelist înfocat, m-am născut pe Bulevardul Ghencea, adică nu, și știu. Și, adică, am copilărit. Deci eu m-am născut lângă Steaua și din 74, că m-a dus taicul la inaugurare, aveam 5 ani. Și de atunci nu știu cum să zic, mă doare sufletul. Adică văd că nu merg lucrurile așa cum trebuie și nici nu... Noi zicem foarte bine că punem presiune, foarte bine că atacăm presa noi, adică ripostăm la presă, ripostăm și la asta. Unii gândesc că ne înjură că de ce trebuie să mai lăsăm. Ok, așa au zis și cu Petra, să lăsăm, domnule, pe Petra, pus interimar. De ce a fost pus interimar? Bă, ori numești un comandant și nu numești, sau îl pui interimar ca să ce? Ca să nu facă nimic, nu? A venit ăla la Tobic Simocanu, tot așa, interimar. A venit Hâncu, a stat interimar, l-a numit acum de curând în funcție. Deci, nu știu ce să zic, dar nu e în regulă. Și nu, noi, suporterii, chiar nu putem. Acum, ce vrei să... Decât să ne, cum a zis și Fane, să mergem să facem meeting-uri, dar nu ți le autorizează nimeni că n-ai voie să faci că e pandemie. Numai nu meeting-uri. Vorbim prin AS47, prin băieții care ne reprezintă. Bă, da, mergeți asta, acolo, da. Și spuneți care e voința peluzei. E simplu, nu trebuie să mai faci meeting-uri acum. Da, de acord cu tine. O facem prin, așa este. Cu cap, făcută cu cap. Exact. Prin AS47 să ne reprezintă. Exact. O facem presiunea prin băieții noștri de la AS47, facem presiunea prin emisiunea asta, prin emisiunea Stelei Libere, prin viitorul blog roșu-albastru pe care să-l facem și nu va fi dedicat 100% presei. Da? Va fi un blog în care vom face noi presă despre Steaua și dacă va fi nevoie să criticăm conducerea, o să o facem. Dacă va fi nevoie să lăudăm conducerea, o să o facem. Dacă va fi nevoie să-l criticăm pe Florin Talpanu, o să o facem. Dacă trebuie să-l lăudăm pe Florin Talpanu, o să o facem. Pentru că... Nu se înțelege, scuze-mă, Lucian, nu se înțelege că faptul că critici lucruri, că îți dorești tu ca stelist să fie... Adică știi că unii dintre stelist spun, domnule, ce Liga 4-a, că ce să caut la Liga 4-a, acum ce să caut la Liga 3-a, că nu accept ideea că să jucăm, încă Steaua n-a retrogradat niciodată. Zic, bă, asta e situația, dacă e stelist, te duci și Liga 5-a sau... Mai stăm încă 5 ani în Liga 3, asta e, mergem în continuare la meciuri, nu? Deci, na, poftim, n-ai ce să le zici, n-ai ce să le răspund suporterilor ăștia care sunt stăriși, nu sunt părăți. Dar nu se împacă nici cu ideea asta, înțelegi?
cu niciun impact și mi-este foarte greu cinstit vorbit. Este foarte greu să accept că unul a furat echipa aici este problema, Gabi. Că până nu ne trezim cu toții suporterii străini și până nu ne unim și până nu le explicăm băieților ăstora că ni se cam fulfie de politica pe care îi păpușează, cum ai spus tu, care îi conduce, până nu le spune clar în față, bă, băieți, ajunge cu prosteala asta, lucrurile nu se vor schimba în bine. Dar uite, emisiunea asta este o voce, Steaua Liberă este o altă voce. AS47 ne reprezintă pe toți și este o altă voce. Și vreau să-i răspund lui Mihai Fristai, care spune că Scutariu, care crede că Steaua e club de fotbal, sunt convins că e spaima conducerii stării. Mihai, știi că e problema? Scutariu nu înseamnă AS47. Pentru noi AS47 înseamnă băieții aia care stau acolo și muncesc, care își pierd nopțile, sănătatea, timpul și banii lor proprii și stau și muncesc până la 3-4 dimineața să facă plicuri, stau și spar creierii cum să adune bani să ajute echipa de fotbal. Pentru noi oamenii aia înseamnă AS47. Da? Nu Scutariu. Scutariu este un influencer care, ok, băieții din AS47 l-au ales să prezinte emisiunea respectivă. Foarte bine. Eu nu stau să critic ce fac steliștii mei, ci îi susțin. Și atunci când văd că greșesc, le spun părerea că greșesc, dar, cum a spus și Fane mai devreme, mergem împreună până la capăt, pentru că băieții din AS47 sunt de steliști ca și noi. Au luat decizia asta, ok, foarte bine, noi trebuie să-i susținem pe ei, nu pe Scutariul. Pentru că noi ne uităm la emisiunea Națiunea Stelistă pentru Steaua, pentru suporterii stele și așa mai departe. Nu ne uităm pentru Scutariul. Da? Nu putem fi uniți dacă unii nu vor pe talpan. Luci, stai să-i răspund și eu băiatului Mihai Gumă ăla, care în poză plimbă doi căței, care ne tot dă niște sfaturi aici, care se cam contrazice singur. Spune că el a fost, băiatul a fost la protestele împotriva lui Gigi și a fost să lipească noaptea afișe cu Gigi pleacă. Dar mai sus ne spune că asta e singura soluție viabilă, ca Gigi să se întoarcă la Steaua. Da? Și când i-am dat o replică, i-am spus că mi-e greu să cred că tu ai fost acolo, dacă acum susții revenirea lui, mă ia cu dalea cu filozofie, cu am ajuns la momentul când raționamentul învinge orgoliu și clișeele deturnează faptele. Astea le-au luat copii peste undeva, nu cred așa. În fine, bă Mihai, hai să spun cu o chestie. Nu poți fi atât de duplicitar încât să te vaiți pe aici pe net că anii de peluză și sacrificiile n-au fost pentru FCSB, dar ești convins că revenirea lui Gigi e cea mai bună soluție. Păi bă, Cocoș, hotărăște-te, bă, nene, ori ești în stânga, ori în dreapta, mă, nene. Că ești prea duplicitar, adică nici tu cred că nu știi ce vrei până la urmă. Da? Și ne întreabă că ce... Veți face ceva în afară de magazinul ăla, într-o ghenă de bloc lângă piață? Bă, Cocoș, dacă ești atât de capabil, de ce nu vii tu cu niște idei, mă? Asta am spus-o și mai devreme, acum câteva ore, când a început emisiunea. E mai bine să stai în casă după perdea să arăți cu degetul decât să te implici, ca să poți trage tu la un moment dat pe cineva să tragi la răspundere că nu face nimeni nimic pentru club și implicit și pentru tine. Da? Vino tu cu soluții, nu pe net, că dacă a picat netul nu mai știe nimeni, nici de tine, nici de mine. Nici de ăla, nici de X, nici de Y. Da? Și lasă-ne cu revenirea lui Gigi, că deci unde am scuipat, eu zic că nu mai lingem. Și asta nu cred că e doar părerea mea personală, cred că e a majorității peluzei sud, dacă nu chiar 100% a peluzei, da? Hai, lasă-ne. Și astea au de magazinul ăla din Ghenea care zice că nu ține. Du-te, tată, plimbă câinii, că nu ne-ai convins. Magazinul de la care face referire, nu e magazinul Stele, și e magazinul chiar al oilor, ca să le zic așa. Că vând tricouri cu Nike, Steaua n-are tricouri Nike și de fapt e ăla magazinul Stelei care vând. Și îl mai întrebe pe Mihai Gumă ăsta, Ciungă, mă, ce-ai făcut tu pentru Steaua, de ne tragi tu pe noi la răspundere că ce-am făcut noi pentru Steaua sau să venim noi cu ceva? Bine, mă, cine ești tu să ne tragi pe noi la răspundere?
sau, pe bune, sau ce rol ai tu în clubul ăsta? Cine a auzit de tine? Te cunoaște cineva prin peluza aia? Al cui ești? Te crește vreo peluză, vreo grupare sau ești al cuiva, care măcar să știm cu cine stăm de vorbă. Dar nu cred că faci parte nicio brigadă dacă pui problemele așa. Astea, duplicitare, că mai bine cea mai singura soluție să-l vedem pe Gigi să se întoarcă înapoi. Uite, tatăl, la FCSB și lasă-ne pe noi. Noi ne tânăm așa în Liga 3, vai de viața noastră, e treaba noastră. Dacă tu nu suporți că echipa asta trebuie să plece de jos ca să ajungă sus, e clar că ești suporter de carton, punct. Da? Tu n-ai nicio treabă cu clubul Steaua. Ești suporter de ăla, de rezultat, de o etapă. Da? Asta înseamnă, asta ești tu. Hai, pa, că deja ți-am acordat prea multă atenție. Da, ca să vorbești de peluza sud, nu știu ce, că urât, când se vede că le opaște și recunosc toți că este cea mai frumoasă și cea mai inventivă și cea mai tare galerie, deci, nu știu, eu nu înțeleg pe oamenii ăștia. Eu înțeleg foarte bine, să faceți biști, foarte bine ați făcut alegerea, mergeți mă acolo, duceți-vă pe stadion, umpleți stadionul pe Cali, umpleți buzunarele, dar tot trag speranțe cu Ghencea, cu... nu poate să se mai întâmple așa ceva. Și aici, cum ai zis și tu, Fane, nu o să fie mă bucur care... că s-a făcut trierea asta naturală. Da. În momentul, credeți-mă, deci în momentul, în anii 2006, 7, 8, când au început interdicțiile, da, și ne-am mutat la tribună, bă, băieți, nu vreți să știți câte dăștea cu, cum le zice, noi nu sunt suporteri, frate, niște muncitori de la Rebu care săpau șanțuri și aveau și un moment liber și zice, hai că joacă Steaua, hai și noi pe stadion. Doi, am magazine ambulante cu clopuri d-alea în cap, cu... Să mă înțeleg de care... Da, nu vrei să știi. Deci tot timpul începeau, deci de când se dădea fluierul de început până la final, bă, gameaș, bă, futu-ți morți, bă, cu tăi... Spuneți-mi mie, fraților, ce treabă aveau ăia în stadion. Da. E mai bine, sau, frate, că marea schimbă de listă. Da, sau eu stăteam, de exemplu, la tribuna 0 lângă Bebe Stoicescu acolo și cu un sfert de oră observam că tot timpul un număr de 20-30 dispăreau de lângă noi de acolo, se ridicau și bă, l-am văzut la un moment dat, deci n-am mai rezistat, frate, am cedat nervos și mă duc la unul dintre ăsta cu Jexul, Bunghi, vai morții lui, putare zi. Bă, cine-i mijlocaș la închidere mă acum? Zi repede. S-a uitat prin mine, fraților, habar nu avea. Vezi mă, prostule, că îi scrie pe spate pe tricou sau nici măcar nu știi ce post are ăla care stă. Bă, deci nu aveau mă nicio treabă. Da, asta mă, sunt bucuros că am scăpat de gunoaile astea, mă, de stadion. Da, și ăia se duceau, fanii se duceau la Maybach-ul lui individul ăla ca să... Lu Bandi și să rugați-i de-a lustru la faruri, știi, să-i șteargă da. Și farurile. Da, mă, știu, știu. Urcă-te la Gigi pe mașină, făceau show-urile alea regizate. Exact, da, asta, circ, ca asta, circ pe pâine, da. Asta se cere. Da, mai bine, frate, că am scăpat sinistră de gunoaile perioadă, alea. Sinistră perioadă. Și acum trebuie să și recunoaștem noi, dar acum nu prea noi au fost date semnale că ăsta ciordește secția de fotbal și a spus-o și Hagi, a spus-o și Pițuri, că într-un fel poate că era vinovat pentru chestiile astea. A ieșit și Jean a ieșit cu... În emisiune la Safta era... Și mai mult, și știi de ce? Din cauza că la momentul ăla am preferat să fie liniște la echipă. Da. Lasă, da, tată, da. Să nu facem că merge bine echipa cu tare. Că foarte mulți dintre noi, eu recunosc, frate, că l-am acceptat pe Cioban, zic, bă, Ciobanul nostru, pula mea, bagă bani la echipă. Mă scuzați că am vorbit urât, bă, asta e. Până am început să ne trezim și să ne dăm seama ce face nebunia. Și da? La fel, și la dar, fel... La momentul ăla, foarte atunci. Mulți au acceptat exact ce lecții ne dau astăzi unii, da? Să fie liniște la echipă. Păi numai, fraților, băi, nene, ca să repeți prostia deja, să repeți aceeași greșeală, deja asta e prostie. Adică nu poți să mergi la nesfârșit, lasă tată că merge bine și mergem și noi pe lângă echipa. Așa, e bine. Nu, frate, ia atitudine, că după aia iar o să fie un deja vu, da?
Auzi, parcă și... am mai trăit vremurile astea odată. Că am preferat liniște la echipă. Că ăla deci... bagă bani. Ia du-te mă tu cu banii tăi, că mai sunt și alții cu banii în țara asta. E simplu. Deci de-aia fac o paralelă. Că și în acea perioadă armata a tăcut. N-a spus nimic, ăla și-a făcut echipă de fotbal ilegal. N-a zis unul nimic. Înțelegi? Da, mă, pentru că au fost și acolo uscături. Ce vrei să... O spunem pe față, ce să ne ferim? Bă, unul dintre ei, măcar să fie și dracu din anonimat, ăla să zică, băi, aveți grijă, bă, că uite, nu e clubul ăsta, ăștia nu are echipa Steaua, nu are marcă, nu are nimic. Deci am zis că au avut și uscăturile lor care au tras instituția în jos prin faptele care le-a făcut. Acum asta e, mergem înainte, ce să facem? Da. Nu putem să incriminăm toată instituția armatei, marele stat major, armata României, pentru câțiva care s-au vândut ieftin. Pentru că știi cum e și în societate. Sunt unii care sunt demni, alții care au plecat capul, alții care se vând mai ușor, alții se vând mai greu. Na, fiecare om are un preț. Fiecare om are prețul lui. Da? E la fel și în armată. Băi, cu ce rămânem după emisiunea din seara asta? Cu bateria consumată de la telefon. Cu ce să rămânem? Rămânem pe acțiunea pe care o faci tu. Rămânem, da, cu acțiunea asta și acum fiecare să tragă concluziile lui sau să creadă ce consideră de bună cuviință. Poate noi am mai și bătut câmpii, poate am mai spus și niște adevăruri. Da, asta înseamnă să... crești. Azi un pic, mâine un pic. Probabil până la urmă o să epuizăm toate subiectele. Când clubul o să înceapă să meargă bine, nu știu, o să stăm să vorbim de, nu știu, de femei, de pescuit, de orice altceva, că nu o să mai avem ce să vorbim dacă clubul merge bine, știi? Dar nu, frate, să-i lăudăm. Da, până atunci, da. Ne bucurăm atunci. Ne facem treaba de suporter, frate. Deci asta e părerea mea personală, să punem presiune pe ei până în momentul când noi suporterii o să considerăm că toate intră pe făgașul normal și toate încep să meargă bine la club și ne vedem de treaba noastră. Exact. Gata, mă, când e următorul meci, ne vedem pe stadion. Pa, altceva ce să mai, dacă toate merg bine. E simplu. Cântăm, cuturăm steaguri, cumpărăm bilete. Facem ce știm noi mai bine, da. Exact. Despre asta e vorba. Și după această emisiune, spuneam, rămânem cu acțiunea din martie într-o acele familii din Munții Cernei. Și rămânem cu faptul că, din nou, ni se demonstrează că atunci când punem puțină presiune, se întâmplă lucruri. Și ca să-i răspund lui Mihai Ciungă, gumă, cum îl cheamă, vrem performanță fără implicarea ta, băi, zdreanț. Am avut un banner, da? Dacă zici că vii pe stadion, trebuie să știi despre ce e vorba. Mi-aduc aminte. De acest banner. Da. Bine, mă, băieții mei. Hai. Bine, băieții. Vă pup, vă îmbrățișez. O seară sau o noapte liniștită fiecăruia și să ne revedem sănătoși, bă, băieți. Și să ne reauzim sănătoși. Doamne ajută, frate. Numai bine. Vă pup, numai bine, băieții. O seară bună. Baftă, băiatul nostru, baftă. Hai, să fie. Așadar, după 3 ore de emisiune, închidem și episodul 10 CSS Live Podcast din această seară. Deja am intrat în ziua de 24 ianuarie și știm cu toții ce reprezintă această zi pentru România, pentru statul român. Știm cu toții povestea cu Alexandru Ioan Cuza și n-are sens să o mai repet eu acum. Unirea mică, așadar, sărbătorim Unirea mică astăzi. Și în încheiere o să repet aceeași poezie. Dacă vă place această emisiune, dacă vă plac articolele pe care noi le scriem pe Facebook și cât de curând le vom scrie pe blog, pe un blog roșu și albastru, apăsați butonul doamne, am luat o razna. Apăsați butonul de subscribe, cât și clopoțelul ca să fiți notificați ori de câte ori intrăm live. Distribuiți pagina noastră de Facebook, distribuiți pagina noastră de Instagram, dați-ne acolo un like, un follow,
Ne găsiți și pe Twitter. Mai nou v-a anunțat colegul Tony mai devreme despre pe pagina noastră pe Twitter. Cât de curând o să vă ascultăm propunerile și o să, de fapt, vi le-am ascultat deja și o să vedem pe undeva în cursul lunii februarie să activăm și un cont pe, cum îi spune, la acea platformă cu muzică și cu podcasturi. Cum așa scapă de numirea, sunt foarte obosit. Nu știu, nu SoundCloud, altfel îi zice Spotify, așa. O să vedem, sper în februarie să activăm blogul Roșu Albastru și canalul de Spotify, unde o să puteți să regăsiți toate podcasturile noastre. Bun. Mare rugăminte către voi, încă o dată distribuiți pagina de Facebook a Clubului Steaua, distribuiți canalul de YouTube al clubului nostru, distribuiți materialele băieților de la AS47, înscrieți-vă în Națiunea Stelistă, chiar vă rog și vă invit să faceți acest lucru, înscrieți-vă în Națiunea Stelistă, în asociație, pentru că împreună suntem mai puternici, distribuiți materialele prietenilor și colegilor, ca să zic așa, colegilor de echipă, de echipă de suporteri. Distribuiți materialele celor din Steaua Liberă, pentru că scriu niște articole foarte mișto. Dați-le și lor un like, un share, tot ce au nevoie băieții acolo și ce ascultați de fiecare dată când sunt live. De altfel o să vă rog să distribuiți, ca de fiecare dată, toate materialele pe care le scriu suporteri Steli, indiferent că este un grup de 2-3 persoane sau un grup mai mare. Distribuiți încă o dată și emisiunile noastre și articolele noastre. Distribuiți Steaua în general. Și mi-ar plăcea ca anul acesta să mai avem parte de astfel de comunități ale suporterilor steliști cum este aceasta. Sper să existe cât mai multe, cu cât mai multe, cu atât mai bine și sper să ne facem cu toții site-uri, să scriem materiale, să scriem articole și așa mai departe. Well, dragilor, acestea fiind spuse, ne reauzim săptămâna viitoare cu episodul 11, pe care am hotărât că îl numim după o replică din BD La Munte și la Mare, și anume Patrăulea, Trandafir, Trandafire, Dormiți-mă. Despre asta să vedem. Așa o să nu sunt foarte obosit, nu mai îmi găsesc nici cuvintele, mi se plimbă limba în gură și fac un fel de mashup acum în încheiere. Bun, până săptămâna viitoare să sperăm că se întâmplă lucruri bune la club, să sperăm că mesajul lui Lece către domnul colonel dr. Hâncu, comandantul Stelei, referitor la cai din secția de echitație a clubului, sper că o să ajungă la acel mesaj la domnul colonel și sper să-și facă timp să meargă acolo, domnul colonel, să vadă ce se întâmplă, să ne spună și nou cum trăiesc acei cai care au grad militar, cum să mai descurcă sportivii noștri pe la echitație, antrenorii și așa mai departe. Uite, e o idee bună. E o idee bună. Poate aude domnul Hâncu acest mesaj al lui Lece și al nostru, al tuturor, și poate vedem că virgulă chiar se duce pe acolo și ne informează și pe noi ce se întâmplă cu secția de echitație a Stelei. Bun. Până sâmbătă viitoare, dragilor, să fiți cu minți, aveți grijă de voi, fiți sănătoși, în primul rând, da? Spălați-vă des pe mâini, purtați mască, nu intrați, nu vă apropiați foarte mult unii de alții, pentru că asta este problema, până ne vaccinăm cu toții, mai durează și trebuie să mai suportăm pandemia asta o perioadă, că asta este. Fiți sănătoși, până săptămâna viitoare, să auzim numai de bine și nu uitați să iubiți Steaua în fiecare zi. Noapte frumoasă!